te văd, te ai nu ți ia vorbi despre asta aici. Pe această notă romantică, din acest pahar, dar nu v-am spus și tableci, fiți atent. Cine dintre voi doi inițiază mai des sexul? Da, eu fizic de-am stau sub casă și te aștept. <laughs> nu suflet. te poți să ieși. De ce tu ieșit fără că să mă suni? Pentru că eu sunt punctuală. Tu ne sus la 5 înseamnă că oi la 5. E că de-am ieșit pe a stricat <laughs> Spot eu spun condițiile. Nu spot. Te rog. Nu până ai acest podcast. Nu este adevărat. Păi ce mă înclucai pe toți? că... Nu, da eu spun. El spune, ok, eu mă cunun cu condiția că... Eu unica și pot să garantez că eu fac eforturi maxime. Și ți i mulțumesc pentru răbdare? Nici de

de regulă este așa, patru ani împreună, un copil, familie tânără, da? Scopul nostru este să identificăm regulile în baza căru există cuplul vostru și să ținem împreună și nu divorțează. dacă, asta e scopul. Dar și deodată cu așteptări că e divorțat. Nu, pentru că statisticele Moldova arată că jumătate din cupluri care scăstoresc divorțează. Adică fiecare a doilea cuplu. E, e, tare simplu. E statistici anuale pe înscrieri, 20 de mii, și pe divorțuri, 10 mii. E ca să aş... Trist. Da, e tristuț. Și e format de gamification, e simplu, tot lights. Și primul lucru, și primul joc, e de un minut, un minut jumate, e, în care trebuie să închideți ochii și uh -huh. să răspundeți cu deget, ori la partener, ori la... Eu pun o întrebare și vă răspund și okay. Eu asta așa văzut. am văzut. M-am gândit că în sfârșit o să ne jucăm. <laughs> Așa, hai, eu as vă pun o întrebare și vă răspundeți. Arătați ori la partener, ori la propria persoană. Mm -hmm. Da, gen dacă... Bun, hai că ia să înțeleg că prost, dar să înțeleg. Tu de ochii, Vadim, dă o întrebare. Și ce da. de pot spune și asta, tipa, cine la voi în relație e mai frumos? Și spui, Gabi. Ok? okay. Cu degetul, Cu degetul, da? da? da, așa da, arăt. da. Nu, frumos, să cu degetul, hai. Bine, hai. Așa, cine dintre voi doi iubește mai mult? Așa. Cine dintre voi doi inițiază mai des certurile? Eu. Cine dintre voi doi inițiază mai des sexul? Hai că la mine n-ai să răsăm. Cine dintre voi doi face mai mulți bani? Da, nu, blin, trebuie normal de răspuns. Cine dintre voi doi cheltui mai mulți bani? Așa. Cine dintre voi doi gătește mai gustos? Așa. Cine dintre voi doi vorbește mai mult? <laughs> Cine dintre voi doi este mai irresponsabil? Așa. Cine dintre voi doi este mai deștept? <laughs> Cine dintre voi doi mai schimbă planurile în ultima secundă? Așa. Răruț, răspuns. Cine dintre voi doi crede mai mult în horoscop? <laughs> și ultima întrebare, cine dintre voi doi este părinte mai bun? Așa, superb. Gata, răspunsurile să le vedeți deja în uh, înregistrat. Și acum trecem la următoarea categorie, sunt întrebări de la persoane publice, apropiați, internauți și rest. Avem întrebări înregistrate video. Uh -huh. Parke slovo prokuratūros. Ne. Ne, tu tada tandrymis. Su Meghi. Taip. Pirma, Andrei Bariu. O. Sorry, bet iš ir nuosauginink. Kutiniui nerezvarbească niekin. Eau, eau, obligg. Laimok, Gabi, laimok, Roman. Anma, ša, Andrei Bariu, dar. Dėl chiaito, dėl voi. Kaip uh, atrektyna? Care ar fi prima voastră reacție dacă uh, ați merge la ultrasonografie pentru a doua oară, adică la a doua sarcină și acolo vă spune că de fapt nu este un singur copilaj, un singur uh, bebeluș, dar sunt doi. Cum ați reacționat? Maghi, salut! De fapt, eu când am văzut video ei, când eu au postat că are Gemini, eu și putea plânge, așa că eu cred că eu aș începe a plânge. Tu eu cred că aș reacționa frumos. Da, de fericire, și de, de, emoții super ciudate. Așa nu, asta e că după alegeri și poți mai faci. <laughs> Patru ani, suport. Nu, asta e frumos. <laughs> indiferent că e unul, doi, că e băiet, că e fetiță, nu contează. Asta e frumos. Adică tu ești cum a poziția, ca și cum... Voi... Nu, dar eu sincer spun asta. A, nu, nu da, că eu aleg. chiar așa cred, nu ca și când eu am încerc să impresionez pe cineva. Uh -huh. Nu, eu po poate aș fi o lecție mai stresată, dar... Nu, cu siguranță, dar orice femeie ar fi mai stresată, pentru că, cum te, eu te uiți la ultrasonografie, e una, dar sport e altceva. <laughs> și evident că ar fi stresată și asta implică, probabil, și mai multe riscuri din ce cunosc eu și mai multă responsabilitate, dar ca și conștientizarea faptului că e trise în miorche, asta e... Da. asta e fain. E pricol, da. Adică... Iar -și reclamă la este. Dar poți să din ediția trecută. Robust. Prietenul tău de... -a. Doar la Kaufland, în perioada 7 decembrie 14, știi cum e acolo. Tu asculti radio? Eu nu ascult radio, eu mai fac câte un spot din rar. Da, așa, superb. Dar tu știi că eu le-am recomandat să vină la tine. Fondatorilor Robust. Apropo, da, și, și eu am discutat cu directorul lor și chiar e un, om foarte fain. Da, e pricolină temă, mie îmi place. Dar faptul că tu împingi pe gât și întoarci și în asta e altceva. Eu nu împing pe gât, mai, Eu pur și simplu stă cu pas sus și în gât am de întrebări. Da, dar... De ce băieți că trebuie să beau apă, dar nu robust? Ține asta. Și eu am bea apă. Tot Am mai întâi apă, așa, robust. Bine. Trecem la următoarea întrebare. Hmm? Bună ziua! E timpul mesei și voi știți unde eu mă aflu. În fiecare Dar, o întrebare pentru voi. Roman și Gabriel. Există careva tradiții familiare din copilăriei de voastre pe care ați vrea să le transferați în tânăra voastră familie. Mersi! Acest frumuseu eu este tatăl meu. S-a auzit bine? Da. Nu pot să zic că <laughs> nu. <laughs> De atât s-a întâmplat apă. <laughs> Mulțumesc! Romica, răspuns tu sau ea? și reclamă greșită tu faci. În primul rând, asta nu e apă. Asta este un energizant, dar poți pot să povestesc.

Știu, pur și simplu nu vreau să repet asta de fiecare dată. Să răspundem mai întâi e fica tată. Adică e vorba despre tradiții din familie, din copilărie, care ați vrea să le implementați în familia voastră. Eu nu știu de ce, Roma poate n să de acord, dar eu la mine tare așa am rămas întipărit de mică și până în prezent Paștele. Iată dimineața paștului, când noi ne ducem la Sfințet Pasca așa asta, nu știu cum, la mine se asociază asta cu tata, cu familia mm. și eu aș vrea că pe Avushkin să dușim așa. Uh, zilele naștere să le sărbătorim. Nu de obicei aveam, o tradiție, până în prezent este bine că de acasă, dar uh, când e ziua de naștere, să întrăm dimineața la orașesc, cu tortul ăla, ca fiecare <laughs> din familie și să la mulți ani. E casa cu siguranță, eu tare, tare aș vrea să... să și noi să Pastele facem asta cu... Te speli cu ouă? Da, da, noi la ora 4 ne trezăm, ne ducem cu frații la biserică și apoi ne trecem acasă, mâncăm și apoi ne culcam. Lecți de genișorul, pasculiță, ușor. Asta și drăguț. Să-i din seria despre alimentare sănătoasă. Deci, necătând la asta, eu consider că... Eu sunt de acord cu Gabi, că în principiu cam în toate familiile clasice așa, moldovenești, ortodoxale, cam asta sunt obiceiurile, dar Faza că în timpurile foarte mult schimbă cumva percepția și valoarea deprinderilor da? și tradițiilor. Uh -huh. Și, de exemplu, mie, când eram copil mic, părinții, mereu, zilele de naștere se întâmplau acasă. Așa era atunci. Am un, cumva, toată lumea, mi mult pișit. Și eu țin minte este este care sunt, ia ca din zal, și <laughs> zalul, și apoi curidor, și -apoi camera mea și termina la cameră la mine. Și, <laughs> și asta era frumos ca atare. Asta era o energie și asta era așa un networking, cum am mai modern de scuz. Mm -hmm. Uh -hmm. Uh, și asta era frumos, dar acum eu nu-mi imaginez lucrurile Adică eu nu-mi imaginez amuia ca masa asta dintr-un capăt până în altul, că... Trebuie să strângi după. Dar tu. nu că trebuie să <laughs> Nu știu cum noi oameni am devenit mai, mai egoiști aleacă. Și mai... Uh... acces mai tot. mult intimitatea, cumva. Um. Așa, așa, mi se pare mie, eu da. după noi. La noi acasă nu prea au fost lumea, adică părință, cumva oameni foarte așa aproape, știi? Uh -huh. Dar revenind, cred că tot principiul obiceiurile astea care țin de sărbători, eu țin minte că eu când eram mic, părinții mei strădeau foarte mult la zile mele de naștere, să fac tot fel de cadouri pe care le așteptam tare. Nu, genul Sega, bicicletă, știi? Uh -huh, uh -huh. Și asta era cu... Și eu să încerc, prima măsura posibilităților, dar pentru asta lucrăm, să-i ofer lui Casper. <laughs> Casper. <laughs> eu cumparat cumpărat care ce -o pijamă de asta și am îmbrăcat și plăcă e Casper. E de Casper? <laughs> și noi de săptămână îi spune că el e Casper. <laughs> dar noi în fiecare săptămână inventăm un personaj nou și un mm. nume nou. Deocamdată el e Casper. No, nu, ieri anunțe. era Marius. Da, el îl spune. Ok, Da, dar asta e un challenge, asta e. Nice. Dar tu negociai cadourile sau nu? Când erai mic. Nu, dar cum să le negociezi? Cumva tu le... să nu, cum tu îi încerci, nu, le verbalizează cumva, dar păi lumea nu are cum citească gândurile, știi? <laughs> le verbalizează și, dar părinții până la urmă oricum ved și, uh -huh. ștai? Și asta era nice. Și eu să încerc și eu asta să fac. Nu, no, că din experiența mea pot spun că ei acum tare deschis negociază. Ei spun da, că... dar foarte deschis poate de refuzat. <laughs> da, de acord. De acord, dar asta se contravină cu ce ești, spui că a, a să încerc să fac. Doamne <laughs> ferește. Deci cum se toarnă robust în paharii de tablete? Aici scrie, da dar să dai zoom aici, te rog. Uite ce scrie aici. Eu aș rezilea contractul instant cu tine, uite, fete. <laughs>

Așa, mai departe. Oameni, Gabriela, vă salut. Mă numesc Axenia Bot și întrebarea mea pentru voi este următoarea. Ce obiceiuri, trăsături de caracter, gesturi sau viziuni ați preluat sau ați deprins unul de la celălalt până acum, de când sunteți împreună? Mulțumesc! Romică, tu primul! <laughs> Eu, eu te văd, te să știi, noi... nu să vorbit despre asta aici. La noi, în familie, te de una, vezi cum? Eu trebuie să vorbesc primul, da. Gabi spune, vorbește. <laughs> că... Mai Gabi, eu când am cunoscut-o, era... Dar probabil nu nu din cauza că eu... Dar poate și eu cum am contribuit. Era un pic mai... Mai copilăroasă și mai... Mai puțin tranșantă. Uh -huh. Și eu am observat de la o vreme că eu a devenit super și crede și ea spune. Și eu vreau să cred că eu cumva am o leacă de merit în asta, știi? Uh -huh, uh -huh. Dar uneori e deja e prea, știi? E prea... După podcastul cu tine, el, el s-a uitat, eu am trimis acolo bucățică și spun ce crezi, ce părere ai despre comentariile forțate. Uh -huh. Și el mi-a spus că tu ești fetieță nu trebuie să stai așa. dacă eu asta cred, eu mă, mă prins, că cum eu asta nu pot spune, dacă dacă eu șef, eu să mă derajează, de ce eu trebuie să stac și să mă fac eu asta, nu văd. Și el nu mereu spune că o fi făcut prea direct. Cumva, prea... Dar asta e bine. Cum? Asta e bine pentru tine în interior. Uh -huh. Ești liber. Asta nu e bine pentru tine din percepția că tu rămâi cu doi, trei oameni în prejurul tău, ori asta consider că ești Arogan. arrogant, da. te-ai da. da. te ai chicat, <laughs> te-ai întors, te nu știu cum. Uh, dar îmi e ușor trăiești așa. Eu sunt absolut de acord cu asta, dar eu cred că e până la modul tău de exprimare încă are tot, că tu ești într-un level, într-o într, -o, într -o, uh, lume paralelă cu retorica ta și cu polemicile tale. Da, eu așa nu pot. <laughs> nu mai el nu și-ar și... permite să spună despre pahare și robust. Știu unde să bați. <laughs> 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 nu vezi că și eu am, eu tot am deprins chestiile nu eram așa, dar cumva anturajul uh, și oamenii care comuni și te influențează, vrei, nu vrei, adică tu da, prii da. ei anumite lucruri și eu tot le-am le -am, le, -am, le -am dezvoltat, le-am învățat lucrurile astea, dar repet, e mai, mai ușor așa, e, e, nu e că eu nu pot, e eu dacă am ceva să zic, eu o să spun, <laughs> chiar dacă n-ați placă, a ți placă, n ți placă plac, plac, plac. și asta nu înseamnă că și spun eu e corect. Uh -huh. Asta e punctul meu de vedere. S-ar putea să nu fi corect, dar e punctul meu de vedere. Nu, da. Cel puțin ești deschis să înveți dacă nu ești corect. Adică tu îl spui și apoi vezi unde greșești și înveți și îți adaptezi punctul de vedere. Da. Înțeleg și spui. Dar tu și ai observat? Nu, el e mult mai mimi Mi, da? da, el era mai așa, parcă îmi părea, nu știu, și cel cu mine. Adică are mai multă răbdare, cumva, și pot să iubească animalele foarte tare la noi nu există, noi strășim pe lângă o mâță Sau pe, <laughs> pe lângă și... un toate. <laughs> 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 nu, eu vorbesc ca un diruș În fine uh, nu, Dar noi, noi cumva foarte mult chestii Am preluat unul de la altul Eu uh, foarte des vorbesc cu ei Eu am spus să nu exact ca și Roma Aceleași fraze, același mod de a vorbi De a gândi Normal, dar prea ești cu omul să te zi. Ce tăi, eu Avem o leac Aștept sesiuni foto cu mafioți, cu de asta style, dar el gata, fie. în curând cu doi motănași, stai. <laughs> Bine, tu ai făcut asta, tu ai început asta. Eu asta n-am început <coughs> mai departe. Dar de, uh, ai dar <coughs> inteligența să oprește aici și merge mai departe. Nu, no, nu, no, nu, no. eu am așteptat momentul să Eu nu vreau să mă, să, sunt vinovat, da <coughs> <-i de> <coughs> <coughs> <jak b> <coughs> dar mai departe, ține fașez granatul, Dar e adevărat asta cu animalele. Eu înainte, nu, eu mereu am iubit animalele, n-am fost genul de copil care chinuie animalele sau știi, dar cu Gabi are o dragoste foarte mare față de animale față de orice mor și vietate, așa Da, în acasă animale? Sau? Și noi avem o prințesă, da, Carla. Ah, aha, Carla, da, da. Da, 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 da. da. Și unica și nu-i plac este păianjeni, tot fel de insecte, dar nu că nu-i plac, probabil are, știi, așa un fel de frică. Uh -huh. Da, e frică. Dar nu-i genul de om care se le și se le omoare nu, și așa. Nu, niciodată. Și în timp eu cumva, e ca picătură cu picătură și la mine tot s-a dezvoltat dragostea. Și am observat o chestie, creierul meu de o bucată de timp început să reacționeze la mâncăruri unde este carne, să reacționeze cumva... Și noi despre asta vorbim mereu. Știi? Serios? Da. Nu, da, nu e un hoit, pe sute, uhum. pe care noi îl mâncăm. E ca, e ca asta, e câteva ori în urmă sau, na? O era viu și, știi? Și mai pus-o și mănânci. Și ca o, ca o, nu știu, și chestia asta dezvoltă din ce în ce mai mult. Acum nu că eu am, de mâine îți devin clientul la BioOrganic, dar <laughs> uh, cumva gândul ăsta există și el nu trece și din contră el se amplifică, știi? Uh -huh. Te-ai venit cu lista de branduri care trebuie să menționează în podcast sau în înțeleg? <laughs> nu, eu pur și simplu vreau să este și ultimul tău podcast și -o... să nu te mai invit! <laughs> asta și ultimul tău și unde borș. <laughs> N-ați fi, Romă, Că cred că el devine mult mai interesant când vin așa oameni ca tine. Și tu să vezi vreau. că le și comentariile este care și l-ai chemat, și că el, el îți vrea, eu îți vrea rău. Deci un arogant. Nu, că e arogant, asta e foarte bine. <laughs> dar că... E, că, e, vezi. că rogi, hai până la urmă și să vezi la Hai ori. ca să vedem nișo, dar eu n-am nică, eu pot lucra cu comentariile. Am văzut eu cum comentez acolo, super femeile și pe urmă comentez. <laughs> nu, nu super. Asta femeile se supără. Eu nu te-am întrebat, eu doar am constatat. Așa. întrebare clasică. Salutare. Maxim Orândaș, psiholog din meserie. Și așa o întrebare pentru voi. Cum ți-ar plăcea să te surprindă partenerul tău? Eu știu cum i-ar plăcea lui Roma să-l surprind. Cum? El îți acasă și e multă mâncare pe masă, mâncare caldă. Copilul să doarmă, psica să fie la locul ei, dar să fie mâncare în primul rând. Iată, Așa. pentru dvs. asta e super plăcut. Dar să zic eu mănânc o dată în zi, s <laughs> Da, că mai mănânci. <laughs> da, dar e o... întrebarea era cum, cum ți-ar plăcea să te surprindă, Tipa, cum ți-ar plăcea eu ți să uh -huh. Tu pe mine? Da. Nu de exemplu să mă de dimineață sau chiar și în timpul săptămânii la mează să mă sun și să spui Gabi, hai să mâncăm împreună. Asta sunt întâmplă odată, în duminica. E că nu-ți Da. Sau hai să ieșim să bem o cafea împreună în timpul săptămânii. Nu, dar noi am avut Că aveți cum... Tu de tita ne-ai chemat. Da. Deși, um, măi, noi am avut înțelegere. Eu trec printr-o perioadă foarte încărcată ca și timp mm -hmm. și eu, într-adevăr, aloc maxim timp posibil. Ideea e că eu n-am timp nu că pentru... Nici pentru mine, pentru elementare chestii. Mm -hmm. Și noi am avut cu Gabi o că eu încerc maxim posibil weekendurile, nu măcar duminica, cumva să acord timp familiei. În rest, o perioadă din timp, asta este contribuția ei la evoluția și stabilitatea noastră financiară. Dar eu înțeleg ulterior. absolut ce spui tu, că eu Nu, dar nu înțeleg. că lumea să gândească, ia, te uită, n-are timp. Da. <laughs> eu tare <laughs> mi-aș dori noi să să ieșim așa în iezere. Dar eu n-aș vrea noi să ieșim a și pe lângă ce cu caroce scoste de 10 ori mai scump decât el ar trebui scoaste. Pentru uh -huh. că în timpul ăsta nu se întâmplă niște lucruri. Uh -huh. Uh -huh. Noi preferăm să plătim cecurile cât ele costă. Uh -huh. De asta trebuie duminică de replătit. Uh -huh. <laughs> asta și facem. Dar noi avem, eu de destul de multe weekenduri, și în ultima perioadă că am și ieșit, dă să mai fac o reclamă, și ieșit la Panadero. <laughs> Desu, eu știu, știu, de să ușim. dă un um, unde mâncare e foarte bună, apropo. Și am stat frumos, uh -huh. miroase acolo la păsări, dar e bine. <laughs> și um, o să mai fac asta. <laughs> reclamă să știu, să ai să ieși, că nu înțeleg <laughs> Și, <-i spă> -și <laughs> să <ieși> și reclamă. <laughs> Nu, eu sunt de acord, că că sensul la discuția voastră și că la răspunsurile astea este să arăți altora că e posibil să faci așa înțelegeri și că asta da. este normal pentru că mulți tot trec prin așa situații. Hai să-ți spun o chestie acum, poate că e prea tânăr, să o spun, dar eu, conștientizarea mea, contează nu cât, dar cum. Deci e, e mult mai bine să ai timp mai puțin, uh -huh. dar calitativ. De cât timp mult și mereu în neajunsuri, în ceartă. Neajunsuri nu spun doar financiare, că nu la asta se rezumă, știi? Uh -huh. Dar neajunsuri de emoții, de atitudini unul față de altul. De asta eu consider că acum noi... Noi într-adevăr avem o, o relație extrem de armonioasă. Noi nu ne-am certat niciodată și nu o spun Noi ne-am contrat de câteva ori pe anumite lucruri uh -huh. care ar fi putut să ducă la ceartă, dar nu dos, pentru că eu am închis gura. Nu, eu... no, pentru că ne-am oprit la timp, dar noi Nu, no, nici... pentru că da. <laughs> <laughs> eu am o întrebare și de precizare. El a zis că nu contează cantitatea, dar calitatea. Ce poți spui tu despre calitatea Atenție, care ți-o acordă Roma. Eu trebuie să întreb da, asta, Corect, corect, corect. Nu, reișind la faptul că noi în ultimii patru ani tare puțin ne vedem uh -huh. și știi că noi, atât, deja este o perioadă bună de timp când duminica Roma e lângă noi și pentru mine asta e, e super și eu înțeleg că eu nu pot mai mult. Nu-i nu posibil la moment. Și au fost la noi o perioadă, eu ți tot am povestit în podcast când după ce am născut, dar asta probabil că eu trecem prin perioada asta așa uh -huh. de o leacă de depresie, când cumva îmi că eu am rămas singur pe lumea asta și eu îi spunem că vin, eu am nevoie de tine, eu tot ziua stau singură acasă cu copilul. Dar s-a trecut și perioada asta. Tot... Eu ca tare okay. tot sunt adeptul la așa înțelegeri strategice, numai că ele are un, au un minus. Ele pot nu să adeverească sau să adeverească nu știi când. Și atunci tu, ca, pe de-o parte, tu își faci... Dar nu tu... Comunicați despre asta. Da? No, eu nu, eu n-am garanții. Eu unica și pot să garantez că eu fac eforturi maxime. Uh -huh dacă a fie așa sau o să lucrez sau nu o să lucrez poveste, eu asta fac tot posibil ca asta să Nu, eu m-am uitat o statistic vorbind, chiar e că este portretul mi milionarilor din Moldova. Vârsta media a unui milionar e 47 de ani, mă ating. Adică asta e ideea. Și că de la 20 dat din coate de aranjat viața. Asta e și părerea mea, adică eu mă identific cu ce ai spui tu, numai că asta contravine mult cu toate ideile care se propagă și în general în stilul de viață a femeilor, știi? Și tot sunt să într-o zonă, nu vreau să ating subiectele astea. Nu, tu poți să o cuprinzi pe Gabi, de exemplu. <laughs> 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 și și. Pentru Oi, la mine, eu mă de tu, eu, eu mă bucur că tu înțelegi, pentru și. <laughs> Următoarea întrebare. <laughs> eu n-am înțeles, dar la ce s referi referit el? Că nu-ți poți să o cuprinzi pe Gabi. Tu de ce ai făcut harassmentul ăla la dară? A, n-am făcut niciun harassment, e ce? Care <gântu -i> e harassment, mai? O să facem un podcast apoi. O, o, să o facem un acă. podcast Ai vorbit cu Dara? Noi suntem invitați, tu pui doar întrebări. De ce faci asta? <gântu -i> nu, eu n-am făcut asta. N-am făcut asta. Asta s-a prezentat din așa perspectivă. Eu, Dara, deodată... Deci, cum ni oamenii ne-au scris, eu deodată am trimis screenshot-uri și am scris dacă ești ok, în general răspundi și se întâmplă cum te sunt Asta E primul lucru care l-am făcut eu. dar ne-a scris că e ocupată cu concertul, era ocupat că era a Și după asta noi n-am mai revenit la discuție. Și gata, asta e tot chestia. Dar urmează să discut cu ea. Nu e problemă. Adică eu, eu n-am simțit absolut. Eu, eu m-am comportat așa cum mă comport eu. Dacă asta o supărat-o cumva, eu sunt gata absolut cu să rezolv tema asta. Tu mai ai luat prea în serios, dar ok. <laughs> da, pentru că tu, tu, nu știi câți oameni să în comentarii. da, <laughs> da, <laughs> da, da, tot tu mai devreme ai spus că n-ai o problemă cu asta. Și aici a intrat reclamă. Robust! Flex, pui o reclamă Hai. Tu ești, Vadim, ca un drum cu două sensuri. Așa, și încoace. E Important că drum. <gântări> Înțelegi? <gântări> Dă să o scoatem în direcția asta. Nu scară nu nu. Uh... Deci, noi mai avem încă câteva întrebări mm -hmm. de la oameni. Ca... Cum s-a întâmplat? Eu am scris la mai mulți oameni care vă cunosc și noi de la s am reușit să mm -hmm. eu mm -hmm. întrebări și mă temeam că o să ajungă și am făcut un story și am mai adunat da. de la oameni care vă cunosc, sau vor fi interesant. Mai sunt încă patru întrebări din asta. Zic să le abordăm pe toate. Salut! Eu sunt Iulita Belous și am pentru voi o întrebare. Numiți trei lucruri care voi nu le aveți în comun, dar care vă îndepărtează în relație și cum gestionați voi aceste lucruri încât să nu răcească relația voastră. Cred că am fost explicită. Succes! Trei lucruri pe care noi nu le avem în comun. Trei pot fi multe, dar dacă le cunoașteți, da vede.

ti irită. Parcă cu Cristina. Da. Eu Dar eu înțeleg. cumva știi din... Eu nu pot să dau la oamenii ăștia na, follow, pentru că cumva din respect, cumva, e cum. nu, da, nu e știi respect mult. Eu observ în fiecare seară. <laughs> 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 A măi, eu n-aș fost dau follow la nimeni, tu înțelegi? <laughs> După interviu. <laughs> eu o <iso>. actor <laughs> din contra aș dau în follow. Noi odată am avut într-o seară discuție cu Cristina, eu am avut 900 de oameni urmări și noi cumva am influențat-o cu Grigorie și cu Axenia și la 300 de dat am follow și-o curățat de 3 ori. A, eu tot aș curăța de vreo 3 ori. Și trebuie să mai că... fac încă o dată chestia asta. Sau de două ori. De acord, e <laughs> dar o chestie dar asta faină. Eu nu înțeleg cum te super că îți dau un follow, de exemplu. Nu, nu trebuie să super. Dar nu de disparare, dar cumva știi, poate omul nu o să înțeleagă, poate să gândească că m-am supărat. Și că, că nu te interesează, da, nu te interesează. Mm. Nu da, nu-ți place conținutul, nu-ți place personajul. Nu rezonez, iată și mai... Ei nu rezonez, dar tu în fiecare zi. Știi la câți eu scriu mesaje, nu mi răspund, sau scriu și apoi răspund peste o săptămână, peste două. Pentru mine asta e pur și simplu proces de lucru. Eu își înțeleg foarte bine că omul poate să aibă timp, poate să nu vrei să aibă dorință, poate să sunt rău, pas să mm. uite. Eu n-am nicio problemă cu asta. Nu vrei, da, da, da. Adică tot e ok cu toată tema. Eu pot scriu un mesaj și omul văd că nu vrea sau nu răspunde, ok. Trece o săptămână, scriu alt mesaj cu alt subiect și schimbă subiectele. Și gata, și go înainte. Și nu e nimic personal în tema asta. Dar mă rog, asta e, eu tot nu înțeleg cum poți să urmărești oamenii care nu-ți plac. Asta nu contravine logicii cumva. Așa că eu știu de partea lui Roman. Eu cred că la, Gabi nici nu nu-i măcar că nu-i plac oamenii. Da, nu-i că nu-i nu plac, și anumite de... chestii, nu-i plac anumite situații, știi? În uh -huh. General, Instagram-ul ăsta care s-a transformat într-o Sursă de bârfe Mare. Are Sursă mare de surs. bârfe, asta e, e foarte finot spus. Într-o... Mai scurt. Eu, eu am mai spus, mă tind tot la tine la podcast, că Instagram-ul... Eu mai sunt acolo pentru că el pentru mine e un instrument de lucru. De PR. Da, înțeleg. De PR, strict da. de orientat business și de comunicare cu oamenii care contează și așa mai departe. E, în rest... E că dacă revenim la ideea asta de, de, cât timp, de calitativ, cât e de calitativ timpul, eu vreau să spun că nu există, nu poți le ai pe toate. Uh -huh. Pe toate poți le ai numai în de pe Instagram. Și gata. Acolo ai și iahtă, și vacanță, și 14 copii, 4 boni, 3 milioane de dolari, bărbat miliardar, trăiești în Dubai. Văpșe, tătă-i și chiblesc. Realitatea e că mănânci borș din această farfurie, înțelegi? <laughs> Stai strachină. Asta e, nu e strachină. strachină. adevărului. Dacă Iar asta -o eu o să... <laughs> e eu să... Bun. Și da, și Gabi are chestia asta, se revoltă de foarte mult ori seara, că ea că am văzut că în sunt chipuri, dar... Și pe mine deja înșip să mă nervieze, că e să nervează, că ies nervează. Nu asta pe bun este Pentru că ești ok, dar ce te uiți? Te-am folosit. Te-am și gata. Ei nu, dar cum să dau follow? folosit? Iaca, intri, apieși. Te-am folosit a dispărut. Sau chestia asta de iaca, gen... Nu știu, nu-ți plac anumite chestii la om și tu te întâlnești cu dânsul arbitrar cumva, ca, tot e întâlnit. Și eu, de exemplu, sunt noroc. Și eu noroc. po factul, tipa, da? Nu, tipa, noroc și, ca, Ши, да Габи, да Габи, с молток Габи. Эй, салют, что на наш юре ушь ты кумвас газский лимбокоммуна куаминеш сиенцы на вайбиста. А стакатареюка буна. Потому что шайме пациентуш манен, царешь. Да и кумы куми первита, Вини габица, ш Рома, царешь. А это же как бы нечестно. Да на самом деле габица. <laughs> nu da, dar, poate a, dar nu m-ați gândit la, la mine, uite, Cristina fix așa face Și eu fix de părerea asta Adică la mine e identică situația Dar asta mă pune pe gânduri Asta o fi oare din cauza că așa e Natura feminină și masculină? Sau nu, pentru nu? că e mai bună Mai bună în sens mai bună decât mine Mai bună în ce? Eu la, nu la suflet, la e mai deschis față de oameni decât mine. Eu sunt mai leacă, mai... Posibil că mai... Transant selectiv, cred că. Selectiv, mai da. cu cuvântul potrivit, așa Da, plus, nu știu, mine mă nervează o serie de necalități a oamenilor, mm, înțelegi? Mm -hmm. Așa, am o alergie la proști și asta cumva nu îmi permite -se. Nu, nu știu, medicamente, că... Trebuie. <gătări> <gătări> da. <gătări> Precis. Eu sunt de acord. Sunt cu tema asta. Bun, mai sunt careva chestii care... Și... Uh... Gabi nu-i place? Da. Sau cum era care se surpă? Calitate. Ah, că Roma nu, nu este punctual. A, așa. Da. Da, și ca da. pe mine. Eu, eu sunt punctuală. -a dit, eu am eu tine venit cu 20 minute mai devreme, știi? Da, dar, dar eu, dar, da, eu am întârziat, corect? Nu, correct. eu nu zic de asta. Acum nu vorbesc că tu ai venit la 8 și 20. Eu acum spun că eu am venit mai devreme și de bicei. Vin la <laughs> <laughs> mai devreme, pentru că așa sunt eu. Și eu am o problemă. Nu, no, eu că atunci... Hai să fim sinceri acum. Dar eu oricum fac una. Dar eu nu greiesc ca mu de şey, că tu azi ai Noi știem de dimineață că tu ai să vii mai târziu. Corect. da. atunci da. când anunț, nu se consideră că e întârziat. Deci, eu dacă întârzi, unde, și eu încep să am stări de anxietate. Si, și eu nu pot să întârzi. Pe mine și pe a... Da, Dar la Roma cumva e ca să <laughs> când eu spun, noi la cinci trebuie să fim la părinți. Da, da, da. Eu rep de târă, copchil, geantă, ja, pregătesc. Te... Borcani, termosuri, nu știu, eu de-am gata, s-a eu nu mai pot la ușă pungențele, copilul în cărăcior. El și... Zic, Roma,

Ți-ți te mai aproape. Da. Paradoxul e că și e aproape, te din cumva mai, știi? Mai mănâncă bătaie. Dar eu am învățat să cu asta și nu, nu când ne certăm. Eu pot să spun, hai, nici cât mai repede, te rog, să pot uneori așa. Hai, mă, vă spun eu cum e de fapt. <laughs> Pentru Iac. că Gabiu povestit e motivă asta, dar da. este e partea <laughs> neemotivă. Deci, dar cuvăror, interesant. 95%, 93%, Gabi are dreptate. Uh, nu. Eu am dreptate, Gabi nu. Aș și șapte procente despre care iau povestit concret când ea spune hai. Uh -huh. Asta se întâmplă foarte rar pentru că asta înseamnă că eu sunt acasă. Asta se întâmplă rar. În rest se întâmplă într-adevăr, eu întârzii. Uh -huh. Da, mai corect spus, asta sună prost, am dar. Eu real, eu mă rețin. Uh -huh. De ce mă rețin? Pentru că eu încerc ziua să fac un milion de chestii. Și eu mereu, e ca asta e greșeală în cap la mine, eu am senzația că eu tăta să dovedesc și eu îmi pun un milion de tascuri. Dacă stai rațional, să te uiți, tu n-a să dovedești și le faci pe tete. Și din cauza asta, eu vrând și acolo și acolo și cu ce greș și ce să fac și... A? Eu zic, hai că amuș, 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 dovedesc și asta, și asta, și asta. Nu, și vine ora 5. Și gabe mă sună și mă întreb unde. Și eu zic, eu sunt la 40 de ani și <laughs> la <laughs> la <laughs> <dea laughs> <el> de am mult. Da, eu <laughs> încă și din birou așa zat la Moldova Fila. <laughs> da? Eu am zis că dacă să ajungă timp și să și eu două telefoane, știi? Псевдомагнат, я улал тот телефон, он не регистрировался, он не машина, а что? Пало, да, где? Штефан, что у меня? он не хочет резольвиться, чтобы иметь больше времени лидера. Скажи, даже я ему скажу, где ты, я 40 лет, и ей сказать, что я не на бюро, потому что я выйду, я съезжаю, я же астеп. Пыл, я же Да, я физически, да, муставу, супкасу, я тебя Nu te poți să ieși De ce tu ai ieșit fără ca să mă suni? Pentru că eu sunt punctuală Tu ne-ai sus la 5 înseamnă că oi la 5 E ca de-am început a strica muftul <laughs> Dar ce caut punctul <laughs> ăsta? Dar eu tot am zis că am început el Ok, vezi dacă tot s-a dus De să-l pune și nu se vadă De-a să trecem la următoarea întrebare că noi trebuie să mai trecem și aici Bine, un pic e cald Da? da. Uh, robust? Băutură răcurentoară. Și în pahar de la tableci. <laughs> <Măi>. <laughs> Nu contează din șibei, contează șibei. Da, <laughs> Chiar <că> nu contează. <laughs> Așa. Salutare Gabriela și Roman. Eu mă numesc Irina și întrebarea mea pentru voi sună în felul următor. Cum consideră fiecare dintre voi care a fost cea mai mare provocare sau poate criză pe parcursul relației pe care o aveți? Cum ați depășit-o sau poate sunteți încă în proces? Ce v-a învățat asta? Care sunt concluziile care le-ați tras? Împărtășiți-le, poate pentru cineva o să fie de folos. Vă mulțumesc! ce mai mare criză care voi considerați că s avut? La noi cea mai complicată așa perioadă a fost acum după ce s-a născut Avushkin. Dar nici asta nu a nu complicat. Că complicat că jur, băi, uite, Lumea noastră creadă. Lumea zic că e <rătiles> noi n avem de este. Noi n-am avut. Noi, noi, atât de chill, matur. Noi, noi nu ne certem. Noi n-am avut criză. Că iată, că... Hm, hm, nu avem de este. Chiar -avem. Da, Dar, nu avem. Și cineva a zic că da, poate voi nu vă iubiți. Noi ne iubim pe bune. Eu am... Cea mai frumoasă femeie din lume și eu iubesc tare mult. Asta e adevărat. Dar n-am de ce să mă cert cu tânsa. Pentru ce să mă cert? Acum că poți să cauți motive și să poți. Mm -hmm. Dar este o chestie pe care noi iarăși am discutat. Noi destul de mult când avem posibilitate vorbim așa cum sunt lucrurile, că nu are sens, că oricum ajungem în punctul celălalt. Și mm -hmm. mai ușor să vorbești despre... Uh, terenul minat cât minile sunt iași. și e greu de grăit când am minile spus, mm -hmm. <laughs> și e, eu am spus, zic, uite, eu am niște necalități, da? De exemplu, eu nu nu sunt genul de bărbat care să cât tare mult prin casă, cum nu mai vezi mine dând cu aspirator, nu așa eu. Mai am încă o serie de lucruri care așa sunt eu. Da, n-ai pentru și să mă Tu, cer, la rândul mm -hmm. tău, tot ai niște chestii care te reprezintă, așa ești tu. Uh -huh. Eu te-am acceptat și iarăși, nu poți să le ai pe toate. Și neva supeream și noi și cu Gabi am văzut chestia eu am zis că nu poți să le ai pe toate. Dar așa e, uh -huh. eu tot nu le am pe toate. Și pornind de la nu știu, eu n-am un corp frumos de exemplu, eu sunt așa cum sunt. Uh -huh. Înțelegi? Uh -huh. Dar ea mă acceptă așa cum eu sunt. Eu, la rândul meu, accept anumite ca chestii care țin de ea. Doar prin acceptarea asta reușești să ajungi la o balanță emoțională totală. Pentru că altfel, tu te nervios că eu am venit acasă, dar eu vreau să mănânc la 12, dar nici nu ne-au făcut de mâncare. Uh -huh. Și te nervezi pentru o secundă. În sine ta, că tipa nu, no, cam Dar pe urmă, zici, da, Înțeleg, deci nu e obligat să te facă de mâncare? Tu poți stare, sii, ușor, sii, să faci dacă vrei ceva de mâncare. Ca dar dacă tare ai vrut, puteai să suni, deci te rog, hai azi ai grijă că mm -hmm. nimeni nu trebuie să găsească gândurile Roma. Dar poate era foarte obosit, tu nici nu știi, poate acolo sunt motive și tu am ești mudac, gândești așa. Poate era totuși corect să treci pe la McDonald's sau whatever, nu contează. Adică nimeni la nimeni nu-i dator cu nică. Și în cazurile este, tu înțelegi că, da, omul de lângă tine are foarte multe plusuri și niște neajunsuri. Uh -huh. acceptă și nu-l zăcrebi cu neajunsurile și lui. Uite-te că paharul e mult mai plin decât ia ca ceva, niște gaze care acolo ții, nu-ți plac. Nu-ți plac asta. Cum asta, asta Român? E că și tu, tu ești de acord cu tot ce spune Nea. el, da? Da. Dar cum voi? E că, dă să întorc o perspectivă. Sunt mulți oameni care se ceartă mult și nu pot accepta minusurile astea. Cum voi ați ajuns să puteți lucra cu asta? În și constă vă și secretul ăsta de a, de a te ține în calgoci. Că pe asta e idee, ideea, nu? Dar, tu ai noi... o reacție și tu pe urmă gestionezi și te calmezi singur și cu, cumva comuniști deja cât de cât asta împărat și ok. Dar cum, cum asta să... datorită cărui fapt tu asta poți și tu asta poți. Mai degrabă așa aș întreba. Nu-mi pare că să e despre respect, în primul rând. Despre respect față de omul de lângă tine, respectul meu față de ea. Uh -huh. Eu, dacă nu îi accept niște lucruri ca așa este ea, eu nu îi nu, nu respect, nu-i respect felul ei de a fi în uh -huh. Și faptul că nimeni nu-i place ceva, asta nu înseamnă că asta e rău. Asta nu nu-mi place, asta derivă poate din educație, din ce am văzut în familie. Dar poate eu am văzut altceva în familie și pentru dânsa e super ok asta. Uh -huh. -ai venit aici să mă reeduci, Roma sau ce? că ești la reeduc pe fișor, pe mine nu trebuie să mă reeduci, înțelegi? Cumva asta mi se pare că e ok. Și ia eu ți-am dat exemplu ăsta cu mâncare, noi în general nu prea, noi nu cumpărăm produs acasă, la noi și edic câte o săptămână, e cât pentru copil și așa mai departe. Nu, asta e un adevăr. Eu pot am da o să povestesc ca pe Instagram că noi nu în Dubai stăm, dar nu e așa, înțelegi? Noi trăim o viață reală și încercăm să îi trăim frumos o viață este. Mm. Și da, noi, de exemplu, nu suntem cu gătitul acasă, cu eu mănânc pe la undeva în oraș, că vin târziu. Gabi îngătește de multe ori, dar suntem în serii în care eu nu gătești și niciodată n-am pretenție. să mai întâmplă uneori să vin cumva foarte târziu sau ceva și super flămând și eu în sinea mea să am un fel de... Reproș, da? Ok, mm -hmm. dar el e fix pentru o secundă, pentru că eu următorul răspuns e, dar da, de ce cineva ceva trebuie să fac? Tipa și nu okay. trebuie să-ți facă, înțelegi? Sau dacă vrei ceva, vin și spune. Uite, mi-e îmi place o chestie, de exemplu. Eu vreau să te rog că, nu știu, mie îmi place că tu să nu-ți lăși lângă pat. Uh -huh. Uite, nu, nu că îmi place, nu îmi displace chestia asta. Și e pe bune mă deranjează. Pentru tine, este atât de important să ai ciora pe lângă pat? Bă, nu e așa de important. Nice. Hai să avem grijă că ciorapii sunt și lângă, lângă pat. Și e că încheie asta cumva tu reușești să împingi tăi Sau gardi, nu fapt. lăsa fereastra deschisă în dormitor și la teras, pentru că vine noaptea mă trage curentul. Uh -huh, uh -huh. Eu Eu uit, dar oricum îi încerc să țin cont. Că pe da, să el la, la lecțiile de fizică nu s-a dus. <laughs> <laughs> și eu îi explic. Nu-i drept, să pe Daniva. uite, ia aici e balcon, aici <laughs> e și, și balcon, aici un coridor și aici dormitorul și aici este fereastră. Și noi ne culcăm și eu simt e ca asta Severnă sianie, înțelegi? Și zic Tu ai lăsat ușa deschisă la balcon Da? De ce? Dar pentru și tu ai făcut asta Nu, tu nu simți că îți suflă Că cald <laughs> Eu zic ok, dacă ți ți cald des, des deschidem geamul ăsta mai tare Dar este legea fizicii Care spune că dacă o fereastră și de aici Suflă și că nu suflă, că nu suflă. Până suflă de vreo două ori și cumva o să te și eu, leacă așa. Așa? Și că zic, într-adevăr e așa. Zic, dar eu ți explic. Și acum, noi putem tu să ai grijă când te culci și ți cautare Să alegi care fereastră vrei să o deschizi, că, că nu e nici complicat. Dar no, voi aveți tică? probleme cu căldura? Adică, cui place frigul și Sau voi nu aveți Nu, nu, să fie mai răcoare da. în casă. Da. da. Asta e noi e super. Noi nu e tropice în casă, mai ales de când mm. s-a născut băieți, noi în genere, am făcut așa, că în dormitor chiar să fie iarnă au fost răcoare, că eu, noi, nu, noi în pe nu l-am învățat la răcoare, Cât de grade? Dar nici a... măcar nu măsurăm, e ca asta cu copchii, iarăși. Mm -hmm. Nu no, e ușor. De... E că eu, eu recomand o chestie. Eu poate tare tânăr și am să cineva mai mare și spune, ei, lasă că este un banc. Am știut ce am spun. Dar noi o luăm foarte ușor De ce se întâmplă. Vă și ușor. Tipa, și problema. E ca e chiar și Gabi, că și că ea ca noi n-am fost la market și poate... Care e problema de fapt? Tu te trebuie la market, da. Și eu ne ducem duminică la market, merge? Da. Și s-a rezolvat. Că, bă, ce vă Și noi așa și cu copilul, noi nu-s de este. Oi, termometru, câte grade sunt în casă, câte grade are apa, e, și nu-i făcut mâncarea pentru da radiația, da soarele în poziții, dar n-avem de este. Copilul nostru prostă crește. Noi avem grijă că el să nu bagi ceva în ură, să nu bagi deștele în priză, să nu s-arunci în cap, că, și el, doamne,

să nu se întâmple nimic grav. În rest, mm. el singur să-ți spune când și vrea, cum vrea. dă i pașe, prostă, de i pași. Și noi cam prin ce Da, noi suntem era. destul de chill. Nu, în sens că el se duce, el pe jos, mai pune mână, mai pe mai linge de la carucior, mai mână cât la Carla din... S-a întâmplat, dar ne-a trimis da. fotografii în panică. Am mâncat paștet. De și ce da, să-i fac cu da, dar Eu le-am dat... dat... că m-am... Pentru că știi cum, copil mi el, stă el încă nu mănâncă normal mâncare, și au mâncat paștet de amâță. Și zic, șeas, e și așa și eu am stat veterinarul și că mult am mâncat, zic, dar nu știi gura de paștet. Zic, normal, o că mi cristale din viciu de la pisicos, mm. că acolo e mai grav, știi. Copchii la mâncare nu mori de foame pasmară, dar la mâncare <laughs> Noi când am avut primul caz, el avea câte luni vechi când o chica din patru? patru luni avea. O, o chica din in pat În da. da. era. Dacă tu să înțelegi că eu sunt așa. O trecut și în... Nu, și în situațiile de criză. <laughs> e Gabi în situațiile de criză, eu e încă nu, nu, e, nu controlează, e instinctul pe dâns sau depășește, mai scurt. <laughs> și e, intră în, știi, <laughs> eu și în situații bruscă de criză, <laughs> stipa, chill down,

fix o secundă. Au fost așa, dar eu și de-am colcat și eram parte ce. Și am auzit. Luat... Și prost o secundă de linie și seria mm -hmm. Gabi Căruci, prost e s-a e nu s-a din loc. Și eu am sărit repede și l-am ridicat și l-am luat cu... Căruci, e, e au avut șoc. Trebuie să mm -hmm. fața ei, era... Nu știu, mm -hmm. avea pulsul, cred că 200. Și eu zic, tot normal, și trebuie să liniștesc și mie și cu pchelul, <laughs> Și zic, tot normal, tot normal, uite, tot normal. De-aia am sunat și să întrebăm, tipa, ce de făcut în situația asta. Tot zic, dacă în 15 minute nu are probleme, mm -hmm. tot e gine. Dar dacă în 15 minute vedeți copilul de, e mai de nou, să mai somnolent, A, bom, trebuie de dus la, da, mm -hmm. medic. Tipa, să da? Da. 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 Mm -hmm. da. Mm -hmm. Și noi am avut grijă, am sunat, evident, oamenii cu experiență, mamele acolo, frați, surorile. Să-i întrebăm și tăți cumva au râs, pa, ha, nu știi? da. Ajutor. Da. Este și un banc pe tema asta, de ce să-ți spun? El a întâșit lui cel cu măgari. pe doamnă în vârstă, de vreo 60 de ani, o întreabă. Doamne doamnă, că tu dumneavoastră toată viața a trăit cu soțul așa bine, așa frumoasă, familia ați fost, cum, cum, cum a fost?

O mai mers cât mai mers, magari iar s-a oprit, soțul mi a zis 3 și am pușcat măgariul. Am ajuns noi la dânsul în sat, ne-am căsătorit, o cu vreo doi ani, e atât ghine și frumos și el s-a întors tare târziu la o distracție cu băieții nu știu ce, îi acolo și eu am început a face și gălăgie, a strigat la dâns și el s-a la mine și a zis unul. Și de atunci noi am trăit foarte bine. Este așa, e umor negru. Da.

Sunt Liliana Dornea, sunt îndrumător pentru părinți și aș vrea să te întreb pe tine, Gabe, cum faci diferența între Roma tată și Roma soțul tău? Dacă ai careva comportamente care fac ca aceste roluri să fie um, diferențiate. Mulțumesc! Ești ca eu am văzut la mai mulți că intrând, dar nu mi se. Inclusiv că Rita cu costel, la Fantastic, mm -hmm. tot diferențiază rolurile și am văzut că e așa un fel de. Da, aș spune că e un val în care tu așa mai ușor îți explici cumva, îți organizezi viața și atunci apare. Nu, fiecare dintre noi îndeplinește mai multe roluri. Și în cazul dat întrebarea este despre rol de bărbat, de soț și rol de tată. Da? Asta e ideea.

Nu, dar tu cum te, gen tu cum percepi asta? Tipa pentru tine, este tu o diferență între sau Roma da, tată da. și Roma, Roma soț? Da, nu, Roma e unul. Și ca soț, și ca tată, în sens că eu nu văd cumva el ca soț să fie, um, El e la fel de responsabil ca și ca soț, și ca tată. Uh -huh. Da, poate la moment nu e atât de prezent... Nici ca soț, nici ca nu e tare tibiesc. În că e ocupat. Nu e tare nu, el e... Deci voi nu, nu faceți chestia asta cu diferențierea noi, noi nu suntem adepți și eu aici uh -huh. pot să spun și pentru Gabi, noi nu suntem adepți la uh, fetilor câteodată trebuie să vă duceți la hotel să vă îmbrăcați rochița. Nu, noi, uh -huh. noi nu suntem out of uh, 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 concepțiile și nu pentru că așa e, mai scurt, nu nu vreau să intru acolo. Da, nu vrem să... Aici sunt niște dogmi, poate noi nu le înțelegem, poate mm. ele pentru cineva într-adevăr au sesiune, foarte mm -hmm. mult. Mm -hmm. Eu nu vreau să obișnuiesc pe nimeni acum. Dar noi nu le înțelegem și eu consider că toate ca diferențierele și așa mai departe, asta e ce stă un fel de hype de online. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, 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 eu nu vreau să la un ok, orice... bun, bun, înțeleg. Nu, cum e... de asta și ne-a fost greu să răspund la întrebarea asta, pentru că un pic vedem diferit. Uh -huh, uh -huh. Mm -hmm. Adică nici nu ne-am pus niciodată întrebarea asta. Cumva. Înțeleg, înțeleg. Deci voi pur și simplu, eu aș rezuma asta altfel, pur și simplu trăiți și comunicați și rezolvați problemele și totu și totul super transparent apar, și, da, da, asta între e, noi, direcția nu... asta e. Mine mă aranjează așa temă, ne îmi place tema asta. Dar noi nu am propus nici. Cred. Nu! E o haină muhaina voastră pe mine, cumva. Deci, și n-am drept. As o să mulți sau o Nu, no, dar dacă Acolo întrebare era gen de responsabilități. Evident că există niște responsabilități care trebuie să le, să le iei ca tată sau ca, da. ca, ca soți. Soț, uh -huh, uh -huh. ca și soție, nu știu. La fiecare în familie, regulile este să scriu aparte. Mm -hmm. Nu există totuna sau o regulă de... Sau cum trebuie să fie. Nu, fiecare își adaptează organismul ăsta separat. Și dacă întrebarea era despre faptul că, da, noi putem și să ne iubim, și să existe și pasiuni între noi, și să înțelegem că suntem părinți și uneori bărbatul poate să îmbli în chiloți prin casă, ca și el nu-i brătpit, vapșe. <laughs> și viceversa, ca Înțelegi? Acum nu zic de Gabi concret, zic mm -hmm. de situația. Să mm -hmm. trebuie de înțeles. Mm -hmm. Dacă tu vrei, tipa, acum tu să fii tată, iar acum du-te și îmbracă costumașul și acum tu o să fii soț. Fii... Okay. Asta okay. nu e despre tine, da? Mm -mm. Nici despre tine, nu? Ok. Ok, superb. Da să uh, mergem încă. Mai este ultima întrebare da. și revenim mm -hmm. la strachene. <laughs> Salutare! Mă numesc Clarisa și sunt antreprenoare. Locuiesc în Israel. Întrebările mele sunt următoarele. Care sunt compromisurile cele mai mari la care ați mers vreodată unul către altul sau unul față de altul? Și a doua întrebare este următoarea. Atunci când aveți o situație de criză, căutați mai întâi vinovatul sau soluția? Mersi! Dar vinovată noi nu-și cunoaștem. <laughs> <laughs> eu, desigur. <laughs> no, noi când avem o problemă, noi discutăm. Și chiar când a fost perioada asta, când s-a născut Avram, eu cumva așa ținem tot în mine și am născut, trebuie să discutăm. Trebuie să-mi spui. Nu i eu nu... spui miciune, nu -i drept. Nu păcăli Instagram-ul. <laughs> păi tu mi aș așa mi-ai spus. Instagram-ul nu poate fi păcălit. Oh. <laughs> Că... tu ne-ai spus, trebuie să grăim, Gabi. Nu pot sta și eu nu pot să găsesc și ai tu un cap. Uhum. Așa că dacă este o problemă, nu putem să, că Roma poate o să-și dă seama sau eu vreau ceva. Trebuie să-ți spun, doar nicum îmi spui, Gabi, trebuie de dus duminica la market de 3 baxuri de apă. Tu asta nu poți să faci. spune -mi. Roma, Cric. duminica ne dușim, te rog, târâi apa. Adică, Știi ce da? și cel mai, apropo de și -a și Gabi a zis. Știi și cel mai stupid într-o relație? Când zici <laughs> ceva nu-ți place, tu faci și pe urmă vii și Și zacalibești, mm-hmm. da. Tipa, dar eu am de la market azi. Uh -huh. Înainte de pretenții, tipa, da? Tipa nu trebuie să le tărui. Uh -huh. Tipa, pentru ce ai făcut asta? Ca să-ți demonstrezi Și, ai și să e... aici te blochează. Uh -huh. Pentru că pentru ce ai făcut asta? A, și tu încă, tu nu apreciezi gest? Nu, eu a apreciez, dar pentru ce ai trăit. Tu doar puteți să mă sunt pe mine, îți spui, că ați vii acasă, îți scumpere apă. Uh -huh. Tipa, pentru ce ai făcut asta? În primul rând, ai trăit. Tu, și asta nu gine pentru organismul tău, stă greu. Și mai mult nică. Be, în sens, de ce am văzut asta? Știi? Știi că situații de astea multe sunt, când un partener sau altul ca să-ți spună că ceva nu-i place, el lasă să facă o chestie ca tu să o Pentru și şi... ei. Și să-ți scoată ochii. De ce? Tu și da. spune trebuie apă, trebuie o șeie, trebuie și. Nu, uite, când tu asta spui, eu asta înțeleg, eu asta observ așa atitudine la majoritatea bărbaților, dar la femei o leacă altfel funcționează logica. Și e interesant, tu cum ai trecut peste asta și cum ai învățat că trebuie de comunicat direct. Pentru că multe femei, le să comunică și bărbații le comunică tot mult chestia asta, dar greu să prinde cumva sau nu vor. Sau, mine a nu mi-a -mi prin exemplu Roma, pentru că au fost și eu momente când am trăit și când îmi era greu și cam pe mine asta mă obose, și cumva am ajuns la ce e că blin, am trăit apas Și el ni fixa să mi-a spus, de pentru și Tu n-ai putut să aștepti să puteți să iei o sticlă de apă și mm -hmm. eu -ară, să arăt mai ducem încă șase sticli, pentru că mm -hmm. și tu, fată, fetiță, trebuie să trăiți. De, cam, așa. că noi facem tare mult, e ca eu așa fac hazi necazi din tăiat, Păi trita, apă, vreți să faci baie, ce vreau să faci? Nu că pentru și ți și apă, tot trebuie mult. Și dacă e așa mai ușuriel, apoi e ușuriel Blin, mi interesant ce totuși pe voi amândoi vă face să comunicați și să vă ascultați. Care este ingredient? Cum îl ați explica voi? Eu înțeleg că schematic vorbind e vorba despre a vorbi, și a asculta. Man, a dar nu există. Există adevăr, există o realitate. Uh -huh. Cât de tare nu te iubi, cât de tare nu te iubi, ai ține cont de constelații, de ordinea nu știu cui. Există un adevăr, o realitate pe care o recunosc marea majoritate. Tipa, am o noapte afară. Uh -huh. noi cu tine nu putem spune că e ziua afară. Cât de tare nu te-aș iubi, eu n că am afară. Eu n să țin parte atunci când n-am pentru ce să sunt parte. Pur și simplu așa n să o fac. Tu trebuie să mereți partea ta și eu știu de partea ta. Dar tu trebuie să ai dreptate în ce ești, faci, spui. Uh -huh. E că noi ieri venim cu mama mea de, de la vilă și noi am avut o discuție, da, că Gabi tipa, nu ți de mama. Da, asta <laughs> e adevărul. <laughs> da, asta e adevărul. Eu am spus, zic, eu nu înțeleg. Noi vorbeam despre o crimă care sunt întâmplă cu două minori acolo, uh -huh. care așa mai departe. Și spunem, e că eu nu înțeleg cum... Uh, copilul tău Cum părinții ăștia că... care înțeleg că realitatea este că copilul lor o să ceva sau elementar hai să o luăm din jos. Nu mm -hmm. știu, o insultat un copil. Mm -hmm. o Și de alături și el înțelege că fișor să nu are deptate, de, mm -hmm. de ține că e ta moi sân. Mm -hmm. Înțeleg. Unde asta -și, Dar nu, dacă tu o să ai, dacă tu o să ai dreptate, eu îți spun ofișor meu, eu as și o să știu tine. Uh -huh. Dacă tu nu o să ai dreptate, uh -huh. pentru că realitatea e una și o înțeleg și proște, eu nas o cu tine. Eu îți spun așa cum este. Și tu în felul ăsta este în că lumea nu o să spună mereu și tu vrei. Uh -huh. Dar îți spun așa cum este. Și tu o să mai fericit în timp așa. Interesant. Ai vrut ceva să dai Da, dar noi eram o mașină, ce era mama Roma și noi cumva femeile și mama spune că da, dar tu nu poți să înțelegi și în inima sau în sufletul unei mame. Dacă mm -hmm. până la urmă este copilul ei și ea să-l iubească indiferent de orice. Și eu chiar mă gândeam atât cum pe mine mama, mereu pentru mine, dar tata în același timp cu noi a fost critică. În sens că mm -hmm. dacă noi am greșit, am greșit, gata, nu există, tu ești copilul meu și nu nic tata să fie bine. Nu, m-am supărat pe tine pentru că ești un Prost, ai făcut mm -hmm. asta. Mm -hmm. Dar este diferența asta dintre un bărbat și o femeie față de copil? Eu nu spun că părinții trebuie să-și ofensează copiii sau nu, să-i nu, 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 nu. Să marginalizează cumva. Nu. Să-i ajute să înțeleagă nu. ce, o înțeleagă ce făcut. a făcut. Așa, Așa, a făcut. Da, Copilul da. tău trebuie să înțeleagă că tu o susții. Mm -hmm. În general, mm -hmm. tu îi vrei binele și tu o susții. Dar, în momentul când tu îi indiși pașul lui greșit, tu îl ajuți, de fapt. Mm -hmm. Și asta nu înseamnă că tata nu mă iubește sau tata n are grijă de mine sau tata nu știu cum. Asta înseamnă că probabil așa e corect. Înțelegi? Da, da, Dar aici contează și partea și la altă. Contează și argumentele care le dă tata. Nu, aici cel mai important e partea și la altă. Ca... E ca inversul. Uh -huh. Că dacă vine mama și spune și cum tu crești copilul ăsta, că și tu, na, 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 atunci sunt împute treaba. Uh -huh. Deci mama cu tata trebuie să fac o echipă de în sensul ăsta. Și să înțeleagă uh -huh. mândoi că realitatea e una. Și tu nu poți fugi de la realitate, Că noi am avut Gabi cu uh, Avram la spital. Uh -huh. Și ce ce de vreo 3 ori. s și nu lucra liftul la spital. Și ea s-a Asta a fost public sau privat? spital? Eu întreb pentru un prieten. <laughs> Da, și schimbă asta? Realitatea ta e una. care? No, schimbă că eu aflu care. Realitatea e că te duci la <gri> cu <-o> copilul. <gri> so, și e s-o enervat că nu lucrați Spune și comod numai lui, eu îl văd, Și am trebuit să trăi carușorul este de 20 Nu, no, hai spune, dar tu mai interesant povestești. Nu, dar nu mai eu grăiesc și... Şi... <gri> <gri> nu, nu e drept, noi am vorbim. Hai zi. Și <gri> 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 Ideea era că ea s-a că cumva a fost greu să ori, și la noi la policlinicile de stat mm. e atitudinea care mm. este, din păcate, și cum este, și vot vot, mm -hmm. da? Devușca vă, camu. Și e s-a enervat, știi? Și Sara era ea, spărat. <laughs> 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 da, eu văd că e sunt Ce s-a întâmplat? Da, eu tău, ce s-a întâmplat ceva, tu ești ceva spărat? Nu, nu, sparat. Ce ascult, nu, hai, eu să întreb încă de șapte ori și tu să-mi spui până la urmă, zi, ce s-a întâmplat? Uite, tu e ca eu de-a matria oară mă duc la policlinic cu Dar tu n-ai fost cu mine niciodată, eu trebuie să mă duc, stârâi cărușorul și ala, stârâi, na, 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 și grăiești, 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 grăiești. Și eu le spun, tăt, și zic. Harașo. Dar pentru ce? Noi avem bună. Uhum. Tu poți să iei bună cu tine, care să te ajute acolo. Și că e bună, dar tu pentru și ești tată, că nu am ok. La mărești, în care și efect? Tu la asta că noi să ne ducem în doi, sau toți să te duci cu bună? Că tu trebuiești acolo, asta e clar. Că ești mamă, că bă, tu, tu știi, tu duci cumva evidența și se întâmplă cu dâns, cum se întâmplă. Dacă aș știu eu, asta e ca și cum te duci tu, bona, știi, la hranitele, Nu se, вообще, nu se schimbă nic. Nu, și spune Ce? replica mea. Nu spune tu replica ta. Ce eu îi spun, nu poate să vină bona la șapte de dimineață, că mm. e vorba de, avem nevoie de, de ajutor fizic, să mm. rădiști, să mă ajut, să stai cu copilul, că te mă duc sus, plătesc, am fost la un, un, un spital, acolo. Asta a fost trei ceasuri. Capet, copilul este mic tel, plânge, la bortelită de vreo 7-8 ori, nu puteau să iei sânge. Îți dai seama, eu am venit acasă, stresată, obosită, ora nouă, eu de la 6 și ieșită din casă și am spus că sunt situații în care nu bună cumva, eu am nevoie de tine și mm -hmm. eu nu cred că eu și-am Nu, și-au avut și și dreptate. Și-au și ca noi în debate nostru, că noi așa renumim, eu am recunoscut la urmă, și tu ai dreptate. Uite, îți promit, când ai nevoie, mm -hmm. când tu știi că trebuie să merg, îmi spui și eu merg. Dar când tu înțelegi rațional că eu nu trebuiesc acolo, mm -hmm. nu mă trăi prost atac acolo, că pierdem timp amândoi. Nu cum pierdem timp. cineva se să zic că tu ești tânăr prost, nu înțelegi, că copchii, că... Da, te e așa, numai că... Numai că... Hai nu. să vorbim acum despre compromisuri. La ce compromisuri <laughs> noi am mers? Eu am mers la un compromis, m-am surat cu tine. <laughs> um... <laughs> nu <-mi> glumesc. Te <laughs> deci, spun la ce compromis am mers. Yeah. Am mers la compromisul Смадук с Макунун. Найврус кунун, да? А, шо, супер. Я тебе так сразу фотографили один бисерик. И Тети фочили Дин бисерик. Но я наивнейшая фотографии фурмас. Тебе с фурмас. Тети фотографии Лярио Фаца накрыто, что недовольно. Да, да ты че. Мне касало думня зеу то, аша. Да что, мои страшники, антимфку, ну не, я лошай роди. Я давай, что света тут ламу, малуя. Și nu știu de asta. Da, da, de prima satana au ieșit da. Mm -hmm. Dar până e, la urmă, eu sunt și cine a pus ultima picătură și te convins? E sau mama ta? Pesonate. Nu, nu. Eu am acceptat. <laughs> trebuie forță, da? <laughs> eu am acceptat din, în, perspectiva că cumva Gabi mi-a spus că, băi, există niște tradiții și evenimentul este nu numai nostru. Uh -huh. El e nostru. Dar că asta au mers părinții noștri, bunii noștri, noi trebuie să le respectăm și dorințele lor. Deci nu dorințele, dar împlinirile lor. Plinire. Și eu am zis că mai are sens, are sens, ok, dar niște condiții. Spati eu spun condițiile. Nu spati, până acum ai spus miciune, acest Nu este adevărat. Păi ce nu înclugeai Nu, dar eu spun. El spune, ok, eu mă cu condiția că adică câțiva sute de ani, au fost într-un fel făcut cu nunia el muia, Din paharul de jin, el nu bec, el da, Da, câteva sute de ani, câteva mii o trăit în peșteră. Da, și. <laughs> că el din lingura aceea n-a că lui mâinile n-a că petale nas fii, că cu nas n dureze, cum de obicei, 40 minute, dar 20 minute. Sigur, pentru tine, muia, schimbi, pop tăt. <laughs>

Asta e trădare. Bun. Nu, e, și încă așa s-a făcut povestea, Ok. Da, da, asta se percepe ca trădare când tu te înțelegi. Da, dar când, fericirea, găsași... când fericirea e suferința mea, cumva mă deranjează. <laughs> ideea era în următor. Când înțelegerea a fost ok, uh -huh. cu dar vă rog, hai să facem asta fără e, mult... Cumva am făcut-o, trebuie, da? Și, da uh -huh. și, da, 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 meu, da, 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 eu am grec, priu, tata, și... și eu... Și eu dacă o de socrul meu vernea, tata cum trebuie. Și eram în păcat. Și ajungem la biserică, și eu mă de mașină și văd aici... Tăti neamurile lui Gabi îmbrăcate în național, mama mea, acolo, Ok, Siri, la Întream și întream în biserică. Și în biserică a fost total invers am intrat noi în biserică, sunt a început tot cu Nuneș, da, eu, de exemplu, eu am fost categoric cu faptul că eu nu vreau să beau din chestia și să uh -huh. mănânc din ingurință, nu, nu, nu pare uh -huh. Și am, acolo spune spună că dat un înțelegi că acolo e... Da, eu, gravidam, Teat... gravid, am băut Teat, și porția înțeleg, lui. respect poziția oamenilor care cred în asta, au nevoie de asta, personal, nu împărtășesc și idei că acolo este igienic. Nu, este igienic din punctul meu și nu numai meu de vedere. De asta eu am refuzat să fac asta și pe momentul culminant a fost când noi știm cu și trebuie să-mi punem coroana. Și eu zic, dacă să ne-am fără coroana, Și cum Și eu zic, așa? și <laughs> vine preotul și de mi o pune și eu mă uit la fratele lui Gabi și zic, vină cu Și așa l-a stat 40 de minute cu așa. După care, în timp și dem aceste coroane și cu urmânarea mână, Larisa a inventat momentul culminant când de sus au chicat niște petale. Uh -huh. Asta a fost foarte frumos. Asta a fost frumos, dar noi așa ne-am înțeles. <laughs> L Lui nu-i plac surprizele, da? Nu. I -i leaving, e, tip și, faci, în timp ce pe mai scurt o chicat pe mea și un curs mult și ară fierbinte ar pe E ca și ne să trebuie să Și îmi vine, nu știu ce fac. Nu și fac, dar eu am trecut și noroc din nano din nanaș, care e să am și și eu am răbdat asta, am mers trei cercuri în prijurul costumești. Icoanii și... Altarul. Așa, nu, 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 nu ah, altarului, okay. împrejurul Da. <laughs> la ceva acolo. și... Și a ieșit și ne-am dus. Dar, da, într-adevăr, eu și în poză și în video am o față, nu cea mai fericită. Și <laughs> a înghițit asta, Dar, da, da? asta este un adevăr, o realitate. Asta e. Dar... Ce ai discutat pe urmă cu socru? Noi ne-am evitat reciproc următoarele două ori. Da. Dar tu nu și compromis ai mers. Da, nu. O, eu pot să aici un compromis. De, să facem această emisiune interesantă. Bine, hai. E interesant. Păi despre cum tu la nuntă ai acceptat dezbrăcat un eu n-am vrut asta. Eu n-am vrut și dezbrăcatul Nereas. Dar și nu ne-a nu, nu dezbrăcat la nuntă, în sens, nu a fost dezbrăcat claro, Nereas. De să de să zic într-o propoziție foarte scurt și simplă. Eu, după ce am acceptat ideea lui să o cu petalele <coughs> a venit mama mea pe care a zis că. Stai. Cum? Adică. Fără dezbrăcat? Zic. <coughs> da, adică fără dezbrăcat. <coughs> nu cred e, un, e un fișor crescut și tu așa gândești? da, eu așa gândesc. Așa a fost. Da, da. Dacă tu așa gândești... în timpul ăsta alături și de așa o mâjelă de cadouri. Gătite că... Și aici așa, soară mi intervenit și a zis și că tu înțelegești, că tu nu înțelegești, că disocătit și na, 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 na. Și eu zic, la mă, și mă duc la gabel. За короче. требуют дисбраката года. Ши, <рис> <laughs> ну, не шумфел <рис> дисбрака. <плейнгий> ну, к щиас, так, ну, к ной фасим, ну, ты модерна сам. Так, стапа. Да я патрон, да.

Vă like dar noi cât timp mai avem? Ai, e ok. 45 de minute. Noi reușim să luăm măcar câte 5 Hai. întrebări de aici. Cinci 5 întrebări. Un pic. Câte 5? Deci luăm pe rând aleatorie și a stat felul de întrebări. peste 100. Cum o să ne merește? Amoșa vedem. Crezi tu în noroc sau nu crezi? Cine e primul? Eu. Un noroc spate. Da, sigur, da vai Poți să ieși tu dacă vrei deodată. Mulțumesc. Nu, citește mai pe urmă, măi. Davai, go. Imaginează-ți că ai posibilitatea să treci o zi în corpul partenerului tău. Ce ai face în acea zi? M-aș spăla. Și-i <laughs> <laughs> faci. Давай, давай, Systems... правду Адилеру horses... Shoots... а давай. У мужчин бракал тфел, у мужчин черкал тфел с моим браком. Типа кум, ла магазину, который фазь публицидати. Ты не знаешь, я говорю с кем? Ну да, тфел, я-то кум плашений, кум блуч, кум цену спрачка, еще мастри. А санцелек, как кум под пятисти стринг этот в панталоне, что этот кольцамин, что эти кетчели с держезы, свет, кому я это? Păi, da pe să eu, 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 eu mă atec când mi-ești și ceva te ține. Uresc da, asta. Da, cumpără haine și le aruncă, cumpără și le dă. Cumpără, nu parte nici el, partă odată și vine acasă și se nervează a zvârlii că pe și mă Mai larg cumpără. El e super complicat Fii în genul ăsta. s Sau nu? <laughs> nu, eu am și haine largi de perioade de timp dar da, eu să și cu încălțămintea și cu pe mine, practic, tot încălțămintea mă dor picioarele, mă strânge, mă, nu, nu știu, mm -hmm. așa să eu mai mai... Iată, eteva. asta eu aș face, Chiar Da, Dar sun, paradoxul e atunci când soția ta, gen în fiecare zi, face reclamă de la davimi tipa fetelor, Uitați-vă aceasta această ținută, uh -huh. dar de aici ca să și de bărbat că e și broci că e îmbrăcat în traiurea. <grafi> eu nu sunt că e îmbrăcat în traiurea. Să înțeleg motivul, chiar e posibil că tot prin te deranjează când asta și asta, mă înghimb și e mai tot, sunt haine care eu mă îmbrac, acelea nu mă deranjează. <grafi> foarte puține. Da. Și asta e tot curiozitatea. Da. <grafi> Bun, da hai, citește-și tu. Eu aici am o întrebare. Deci imaginează că partenerul tău ia un credit mare sau intră în datorie impunătoare fără a te anunța. Cum reacționezi și care sunt acțiunile tale? Noi, ca eu, de exemplu, am împrumuturi credite. Am. Ja? La uh -huh. că despre care Gabi știi și uh -huh. Gabi și acolo și fi de în unele dintre <laughs> înțele da? nu, nu văd o problemă, asta e normal. Sunt credite personale sau pe firmă? Sunt credite pentru dezvoltare și mai departe. Uh -huh. Nu, nu neabătăm uh -huh. dar eu comunic cu Gabi. Eu, uh, o perioadă destul de îndelungată am evitat să-i spun inside, cumva. Eu, pentru mine, era militor. Că asta e un complex de meu, știi? Că ai datorii care sau că ai Eu am avut ultimii trei ani foarte multe cheltuieli, investiții, în afaceri, și asta păstăiană era așa un fel de... Acum s-au stabilizat lucrurile. Dar eu am avut momente în care datoriile erau mai mari decât profiturile, Mă scurt. Asta era complicat tare. Și eu nu gream cu nimeni despre asta eu nu puteam să povestesc acasă, eu, cumva, eu nu că nu puteam, ei era gata să mă asculte, dar era în capul meu că gen, și tot îți amușina, dacă tu nu poți să-mi cu șanel. Chanel. De atât tu la unul noapte, așa, despre Da. <laughs> și ea ca niște complexe de este prostești pe care ei mă ajutat să le depășesc. Mm -hmm. Și asta e foarte important. Și eu început să spun, dar povestește-ne despre lucrurile astea, știi, spune Pentru că nu am avut niște treabă obuhnit când uh, Noi am avut acolo o situație, trebuie să fac niște chiteri, și nu le, le facem și le întindem. Și dintr-o parte arăta mă debil. Tu ai, ai spus că o faci mâine uh -huh. și n-ai făcut-o. Eu tot înțelegem că eu plata era mai mare acolo. Că eu n-am putut să o fac prost. Pentru că eu de aici luam acolo, închidem de acolo, luam acolo, închidem. Da, eu dar, dar eu doar nu știam da. eu nu și eu arăta -mă, prost până este mm. a fost punctul în care eu am ok, eu nu, nu pot să plătesc cam asta. mi trebuie să câteva zile și eu să pot să fac asta. Și atunci i-am povestit mai multe insider și eu înțeles, am început să înțeleagă overall. Nu um, te speriat. Nu? Și mm. de atunci noi avem o discuție foarte liberă în sensul ăsta. Eu... Da, întrebare despre ce ar fi dacă e yes, s-ar băga în datorii. Dar iar și un cred că... ca e ca e omul, e ca e ca poate de foame, dar n-ați să E nu e în împrumut și asta e educația lui domnul Dorin, care nu, nu. Și asta e că tare, dintr-o parte e fine, dar există împrumuturi prostești și eu sunt potriva lor. Dar există împrumuturi care ți-ți ajută să-ți mărești viteza, să ajută să te dezvolte. Adică noi nu putem să... Cum să explic eu asta? Tu. Eu nu sunt potriva la credit în general și la împrumuturi, la, la bani luați. Ca atâta să timp cât mm. ele... Dacă atâta timp cât tu iei bani ca să faci mm. alt bani... Yeah, am înțeles, da, da, da. Așa e cel mai ușor de da. explicat. Da. Tipa nu iei bani pe iphone ei, asta nu, idee, da? sau nu. sunt promut bani uh, mi bani, banii, să-mi Nu o Multe lume la noi evită să spună că au leasing-uri sau că au credite, ca și cum, tipa, ce rușine, ce rușine. Uh -huh. Nu e nici o rușine în asta. Pentru cei care au firme și care o leacă de matematică știu, știu că e mai gine să ai mașină în leasing la firmă. Uh -huh. Matematică e mai gine. Uh -huh. Da, ești de acord. De asta sunt anumite chestii de care eu nu mă Și cum vorbesc cu dânsa, vorbesc și public deschis. Da, eu am depășit o perioadă mai complicată financiar, dar complicată deși pentru că banii s-au cheltuit foarte mult. Și da, eu nu mă să am leasing, eu nu mă să am un credit acolo, poate să am și alte, că acum evaluăm posibilitatea să luăm un credit de dezvoltare cât mai mare. Da, care e problema noastră? Tu vrei acolo să ocupi tot terenul? Treaba în mea și vreau eu. <laughs> Așa, dar dacă partenera mea ar face și stăine, ne-ar face. N-ar face? Nu. Da, dacă, imaginează imaginează că faci. Nu, dar este tem de tata, așa că n-ar face. <laughs> așa, ok, bun. Hai, mai departe, e tu una. Asta dă înapoi. Poți să iei și tu deodată una. Îți place strachină? Îmi place strachinuța asta, tu? Ai scos-o din, din servant. Povestește despre cea mai frumoasă amintire alături de partenerul tău, unde, când și ce s-a întâmplat. De ce este atât de specială această amintire? Ia, hai. Pentru mine, nu știu dacă pentru Roma e așa, dar pentru mine, cred că cea mai frumoasă amintire, asta este atunci când s-a născut Avram. Pe mine m-a apropiat mom momentul ăsta față de Roma, e ca eu în moment și l-am înțeles că noi suntem gata. În tot întreg. E ca atunci am înțeles. Eu îți acum, e mai emoționat. Am da, înțeles. eu m-am întors, l-am văzut pe dâns, eu am și a și zis că băi doamne, eu am făcut cel mai frumos copil cu cel mai bun om din lumea asta. Dar tu ai asistat la naștere? Da. Eu, am, eu am fost acolo și mm. am asistat în sens. Am fost într-un colț, nu ca și când <laughs> m-am ținut ceva. <laughs> nu, am fost da, și eu acolo. Nu, eu ca cam un divlai cu Nu afectează, tipa, psihic ceva sau tu Nu. vreau să spun că e individual. Pe cineva mm. poate și afectează. Pe mine nu m-a afectat. Și, în general, doamna doctor, la urmă, zic că eu zic, dar unde e momentul când trebuie să le ieși? <laughs> de-am terminați, știi? Și zic că ei, apă, de-ar reacționa -re așa tăți ca tine, ar și ghine. Adică, iar și eu mă uitam rațional la ce se întâmplă acolo. Înțelegem că există medici, că dacă se întâmplă asta așa, asta așa trebuie să se întâmple. Da, noi putem am să intrăm în panică? Da, înseamnă că e așa. Te uiți la rațional la situație. Dar știi tine te-a ajutat prezența lui? Eu eram în siguranță, mă simțeam în, în siguranță. Da, da, să-mi Cumva... ce nevoie ca el să fie sau nu? Da, eu am vrut. A? Noi am vorbit înainte de asta și cât a fost la contracții, tăi ceasurile și le noapte, el nu a fost lângă mine, el era mașină, mi-a nu dormea afară, era iarnă, era fric și când deja s-a început nașterea, medicul a chemat și nu ca și când Roma era lângă mine, mă ține de mână sau mă pupa pe frunte, dar eu știam că el este acolo și m-am sunt liniștit chiar și într-un caz că Doamne ferește ceva se întâmplă, eu știu că este o persoană de mea care vede și, -o văzut și a văzut ce s-a întâmplat acolo. Uh -huh. Adică pentru mine asta era tot tare important și o persoană na, mai aproape de că troma eu nu aveam pe nimeni. Dacă era mama mea, uh -huh. poate avea să vină mama mea cu mine. Ok, Acolo. ok. Eu întreb pentru că în vederea la da ultimele scandaluri și discuții, da, ai arătat frumos? Nu, nu eram deloc o femeie, mama e enigmă, femeie <laughs> da, a -o enigmă. Da, arătat-o, ține medicul de brâu, văzut? În <laughs> ce sens? În sens așa. <laughs> <laughs> tu ai arătat frumos și a, apropo de, de scandalul ăsta, noi chiar cu Romă vorbeam um, supărarea femeilor nu a fost în că nici o femeie nu arată frumos în mm. timpul cât naște și după și naște și pur și simplu trebuia un pic de transmis altfel mesajul din contra cu mai multă empatie și spui tu că știi prin ce trece o femeie de exemplu el știe prin ce trece o femeie în timpul cât naște, uh, mm. din contra spune la alți bărbați băi, nu, intrați, vreți să veniți asistați, nu, asta nu e, fiecare individual. Dar fiți mai empatici cu femeile, pentru că eu știu prin ce ele trec, eu ved. Și mm. lor nu le de arata bine, nici peste 10 zile poate după asta. Dați-i timp femeii. Pentru că, de fapt, în momentul când o femeie naște, știi că are corpul ei, organismul mare mm -hmm. și se elimină un fel de hormon care încearcă să mențină viu. Adică na, treci prin niște situații mai puțin plăcute, dar na, fiecare cum are părerea lui și asta e. Dar tu cum, cum privești toate declarațiile astea și discuțiile despre tot ce au fost în -a foarte tare a atins, apropo, e ca Roma nu putem da? să ne revin câteva zile. eram... Nu, interesant, dar tu? Nu, de, de Pentru că tu ai, -ai fost prezent și voi ați trecut prin asta și asta e interesantă chestie. Da. Eu mi spă, eu părere ca și Gabi, dar eu am încercat să mă uit dincolo de situația asta. Mm -hmm. Că el a zis, asta e clar și că asta nu e așa și că noi, realitatea e alta. Mm -hmm și ei realitate, ei trebuie acceptată, asta e ea. Că ar și gine să... Da, ar și gine. Dar nici nu știu dacă ar și gine. Uh -huh. nu, tipa, eu mă aș pe pentru că asta înseamnă că eu mă iubesc pe mine mai tare și o respect. Pe... Că orice, eu te pun ceva să faci ca nie să ne placă de tine. Uh -huh. Tu ești idiot, femeia asta numai și-a născut pe o debil. Uh -huh. După okay. Tipa, dacă nas și machiat, nu-i fi mic. <laughs> <Înțelegi? laughs> da. da. Da, da, Dar eu am încercat să mă uit mai departe. Pentru mine a părut paradoxal că a spus un medic. E ca -i și e disonanța și e mare. Probabil, eu n-am intrat mult în esența subiectului, așa de ce am mai vorbit cu Gabi în linii mari. Probabil, fraza și eu și fost poate scoasă din context acolo, poate nu. Eu nu-i țin apărarea mu, eu nu cunosc situația în sine până la capăt, dar da, poziția mea este că uh, multe realități arată așa cum noi am vrea și nu trebuie să le forțăm să arate. de că să ne placă. Uh, da, așa este. Ok. okay. Bun, hai, citește întrebarea ta Sau tu ai citit-o deja Imaginează-ți că la beții ți-ai înșelat partenerul. Vei prefera să nu-i să nu spui cu gândul că nu se va mai întâmpla niciodată sau vei alege să fii sincer cu aceasta? De ce? Măi, da, iar așa îmi știu lumea. Zic, ei, hey, că înțelegi că asta nu-i drept. E că eu... Eu o iubesc pe Gabi, ei soția mea în capul meu.

premium care costă 7 dolari. Um, deci, nu mai costă 7, nu-ți fă Nu-ți mă reclamă, tu nu înțelegi. Lumea se să intru vadă cât costă. 7 dolari la cușnir? Să-l chem să-i dau ceva să mănânc. Hai spune că n-ai filmat, filmat, și tu produse gratuite ca să faci portfolio sau să lansați ceva. Asta e acum în proces. gratuit ca să... Facem de o aici, nu? Eu și să-i dar că eu, eu, am plătit sau tu... Pentru toată lumea are senzația că tu ești bogat, înțelegi? Da? Și din cauza asta da, Oamenii eu... Bă, mă, pe tine, așa cred. Păi și creșesc că n-am pilicată. <laughs> deci, ca să revin, ca să nu ia să da, Eu, da. eu într-adevăr, o iubesc și, după cum spuneam, demnitatea mea e egală cu valoarea ei. Uh -huh. În momentul în care eu aș face asta, eu față de mine, mi și mai greu față de mine decât față de dânsa. Pentru că în timp asta, ne a redus și din valoare. Și eu știind că eu o stare așa, asta e realitatea, nii ies nici și greu după asta. De asta eu, nici măcar, eu jur, eu am deconectat parctronici la mine. Asta și? Parctronici <coughs> la mașină ăștia care pipi împrejur când cineva este. Aha, aha. Vă și la mine nu lucrează parctronici în sensul ăsta. Poți și oricine, eu mă uit ca la... Eu pot să deci eu fac diferența, e tu, eu femeie frumoasă. Poți să cu Gabi, uite da, ce arat no? frumoasă arată femeia, și asta e normal. Și e pot un bărbat frumos. Dar un om frumos, înțelegi? Și asta Precoli. e nice. E, în rest... Eu și mesaj s-a trimis vocal. Da, tu îmi minți mințit, și mesaj. Că era un ambutiaj. A, ah, da, era un ambutiaj. Oase! Caroci, <laughs> Oa <-șei. laughs> îmi trimite un mesaj. Dar eu nu mi din trimis de mult de asta, știi? Dar eu nu n-am de, de mult, ia, ce. <gri> <gri> și îmi mesaj vocal. Mai în scurt, mergem eu pe o străduță, nu de acolo, și în fața mea, eu nu putem să trec cu mașina, era un hammer, care o, și eu m-am enervat, și nu și el s-a pus în drept cu mine, și mi zice, domnișoară, e, cum te zis? Vreți să facem cunoștință? Vreți să facem cunoștință? Și e tip, wow, cum mine vreau să fac și cineva cunoștință. nu <laughs> <laughs> noi drept. Eu lui am spus, noi ne ridim, noi suntem foarte deschiși Și eu am spus tu, băietul ăsta, zic, a, zic, eu am copil, zic, că sunt măritat, o zi bună. Și el, a, mă scuzați, că fac cumva foarte chill, așa. Și îi spun lui, dar eu deși i-am spus, zic, prikin, ni vse e și -so o patere, n-a că eu sunt <laughs> frumoșică, eu cumva după ce am născut, e foarte tare, am greșit, nu vreau să mă tână oglindă, știi, și i pare că eu să mi mei urât și gata, viața mea s-a terminat. nu e că e din asta, dar Iarăși, că noi suntem super deschiși, eu nu am o problemă să-i povestesc, noi cumva râdem pe seama la asta. Și iarăși, nu avem o problemă să spunem că, băi, uite ce bărbat frumos sau și femeie frumoasă, și bărbat interesant. Sau... Eu nu... Dar și nu eu... mai de spune tot despre femeie sau tot despre... Da, noi cumva, noi putem da, să vedem să fim pe stradă, în parc și să într adevăr să observăm și eu pot despre femeie spun... Și el, da, da, da e frumos nu, 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 sau e cam pe fata asta îmi pare super interesant și eu zic, da, chiar e fain, e frumoas. Și deci nu ne gelosteam. Ce e că și-am osnat <laughs> în că de hammer. <laughs> și eu am fost foarte ok. Și tu l-ai dus din ola. să-l ierte. Și <laughs> 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 am încredere foarte mare. Adică, nu știu, eu și Romai am spus pentru mine a fi cred că, și mie mare dezamăgire din, din viață să știu că, nu știu, colo om, mașală sau... Plus ne-am avut o discuție la început de relații. Băi, noi am trecut prin niște relații mai puțin frumoase. Mm. Noi am trăit într-un cerc de oameni care noi știm și nici și ne sculcă și soț cu femeia ei, așa, tipa ăsta, bărbat cu femeie de și am tot orașul și asta așa de urât dintr-o parte, dacă și vreodată să ajunge la așa ceva, uite, nu trebuie să discutăm frumos că să nu ne rădă tot orașul, să nu ne no, nu că în că unul de altul. Să ne și Nu, nu, Dacă ajungem în punctul în care tu simți, că și simți nu mai merge, necesitatea da. de alt om, uh -huh. păi nu -ți mai trebuie știu

Cine crezi că trebuie să achite nota la prima întâlnire? De ce? Povestește cum au stat lucrurile la prima voastră întâlnire. Romo, a achitat nota. Au crăpat un chil de vodka. Da, au avut un kilogram de vodka. Au venit să de sub casă. Te-am venit la aeroport din Roma. M-au luat de acasă, ne a dus la un restaurant, el a băut. Nu, nu povesteam cu Dar nu, fără băie, nu. Adică nu, foarte sexy, cu păr lung, cu inele, un... și crește, asta era un brutal adevărat, el era super sexy. Și am ascultat muzică mașină, dar nota o achitat-o el. Dar nu există cine trebuie sau că bărbatul trebuie să achite nota sau că e mai aud este frază pe Instagram că dacă bărbatul nu achită nota la prima întâlnire trebuie să te duci. Fiecare faci cum vrea, nu există o regulă, că el uh -huh. trebuie sau nu trebuie, iarăși. Dar eu, și -a -a în general, am o, un soi de... Eu și nu m-aș și eu Eu am tendința de a plăti nota. ca cum, tipa să încep um, brata asta e ta? Nu, uh -huh. Da, cât, plus 200 de da, e bine, hai. Nu, nu știu cum nu pot chestia asta. Și mereu am, am avut chestia asta, știi? Stai să calculez <laughs> să împarți nota? Nu, da. Dar de ce înșepe. ai băut la primă întâlnire? <laughs> Dar eu atunci avem o perioadă Chiar de asta <laughs> când încercam să par altceva decât eu sunt. Mhm. Uh -huh. Da, te, vezi că recunosc și astea. Um, și cumva Dar eu încercam mai mult să mă distrez, atunci să mă duc în club, chestii mm. și cumva în club și poți să faci, să bei și poți faci, și cumva stat să faci cumva asta să devine un fel de, alcoolul foarte repede devine un fel de fi și mm. chestii foarte mângetoare, știi? Dar asta o durat tot vreo jumătate yeah. de an, după care eu, și eu am o să e ca să îndei, pe degeau, eu nu beau. Eu nu, eu mă duc la zile de naștere și nu mă ating de nimic. N-am, în general, Nici de bere? Poți să beau o bere, că, nu știu, o dată... Acasă, că în... când e fotbal, uite. Eu nu sunt de eu nu de care eu nu beau. Uh -huh. Gen, dacă așa și e ok și iată, na, poți să beau 50 de grame sau o bere, dar nu-s genul și de hai să biem și noi cu pațani. noi eu în general, eu n-am chestia asta. Eu am doi, trei prieteni care sunt mult mai mari ca mine și acolo sunt alte subiecte de discuție. Acolo nimeni nu vrea în club. Acolo... unde că e altfel. Noi avem un an jumate de nu ne ducem prin club. Noi am fost odată în stat și am spus nu ce ai și de acolo. și paradoxul că eu eram așa care zic hai să-mi stăm Și nu, 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 nu. Hai acasă. Hai acasă. Înțelegi? Ok, ok, bun. Uh, acum tu, da? Da. Apropo da. de asta cu, cu înșelatul, de situație, noi, noi, Gabi are un, un tovarăș, noi n-am să-i spunem numele, uh -huh. care a de vreo două ori să facă lui Gabi de este tipa alo. <laughs> <laughs> Caroci, Roma e în oraș cu pădrujic. Uh -huh. Eu am văzut. Și reacția lui Gabi era tipa da, 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 bine, hai, pa. Și cumva pe asta e miră că tipa... Cum? Cum du crezi? Și, da, era dar nu că pricoale, da, adică serios, așa, o sunat și eu, da, da, bine, bine. nu. am ușit să fac poză. Adică cum, cumva foarte, dacă îmi spune că o chicat un cucuruznic în strășeni, mm. cum mi-a sunat și eu am crezut, o a chicat un avion în strășeni. Și eu, cum o chicat în strășeni? Asta Nu, nu-i sta nu cel. Da, fa, o avionul în avion în strășeni. Doamne, cum, dar ora la știri. Și el, fa, fac, Gabi, fa, mai ai scris. Da, e ca ei și ai scris. Hai, hai, termin, ok, ok. Gabi, Gabi, crezut că sunt delfine în Iazla Fischer. Nu delfine, acului. Nu, diferența nu-i mare. Care a fost cea mai ciudată tradiție pe care ai descoperit-o în familia partenerului? Ce o să-mi pot sta și tu tradiție? Ciudată tradiție? Nu, dacă De stai prim, să mă gândesc. Ciudată tradiție. Este da, o muzicuță pe fundal. Nu, no, la Roma, de exemplu, ia foarte multe, în genere, părinții românesc, așa, cu tradiții, dar anume că ciudat, așa... Nu, și -aș, tu n-ai fost deprins sau nu te-ai așteptat, poate, că contează sentimentul ăsta de op, nu m-am așteptat sau nu... Nu hai cu, cu, cu nunie, Iată că cu de că la Roma, nu, în familie, nu există că să fie ziua de nu știu, la tata, la mama, la Daniela, la Roma, și să nu să ne strângem. La mine, mm. de exemplu, e diferit. La noi, mm. la de cumva, nu din contra, strângem să nu ne suni nimeni, nu ne strângem, așa, poate, e foarte rar, odată la 5 ani când să ne strângem toți. La Roma nu, și mama lui cumva a motivat, eu și eu nu înțelegem asta, de ce mm. eu trebuie să fac, dar de când eu am devenit... Nu, de ce trebuie să faci și mie să de fiecare din... Dar poate ea nu este, eu nu vreau să fac nici, vreau să stau în pat să mă uit la film de ziua de naștere, dar eu trebuie să schiem oaspeți sau să ne dușim undeva, să cheltuim bani, să ne strângem, multe lume... Dar după <coughs> care eu am nascut în am asta atât de important, eu atât am închinuit să aduc boțul pe lume și eu chiar să nu vrei să-și sărbătorească ziua de naștere și cumva la mine s-a schimbat Asta e un point interesant. Că fraza asta populară și simplă las că să înțelegi când ai E plină tare. Da. Și da. într-adevăr, trec ani și tu începi să te uiți altfel la aceleași lucruri, tu începi să ai emoții la niște lucruri la care n-aveai și invers tot se schimbă. Uh, și probabil nu, nu, e ok să zici că timpul schimbă. Și ce și se întâmplă cu tine în timpul ăsta. Uh -huh. Timp în zona și în care tot schimbi părerile, înțelegi? Uh, Plângi mai le... mult la filme, mult sau nu? Eu nu plâng în general, pe mine greu să da, mă așa. faci să plâng. Cu toate că Dimitri eram tare plângășos <laughs> e ca mama mea, n -a, ne -a dat să vrei. Eu eram mamin, așa. Dar Preclaim. de vreo câțiva ani de zile eu, eu am avut așa un moment, eu cumva m-am tot, tot maturizat, maturizat cumva și eu am avut un moment când cumva la mine s-a rupt -o, așa, sunt rupt, știi, s-a așa. <laughs> și eu am, eu, eu aș vrea să știu sensibil pe anumite chestii, eu nu pot. Jur, eu nu pot și eu sensibil Blind, pe anumite da, chestii. Aici apare o, o întrebare profesională vis-a-vis -vis de, de tine și de activitatea ta. Dar cum tu, dacă ești mai puțin sensibil? Tehnic, Cum tu lucrezi la produs ca să sensibilizezi la multi, publicul? La multe tehnici. Nu spun că eu în general n-am emoții. Așa. Eu am emoții. <laughs> dar sunt, <laughs> sunt o serie de trăiri pe care eu nu nu, nu, nu vin. Eu mă uit și gen... Ok. Ok. Înțelegi? Da, da, da. Dar fac tehnic multe lucruri. Gen, Cristiano Ronaldo nu toate echipele de fotbal le iubește, dar de goluri la tăți. Uh -huh. Că tehnic, el știe cum asta se facă. Un interesant exemplu. Și okay. tradiții ciudate au la mine familie. Ia, <laughs> că eu țin minte, el vrea să <laughs> Da, Dar și tradiții ciudate la tine în familie? Dar nu știu, și tradiții ciudate. El a citit o întrebare, o zâmbit, că o aflat da. una, dar nu vrea să o spună. La <gântu -i> <gântu -i> voi în familie tradiții ciudate, dar n-am văzut tradiții ciudate. Mm. Dar nu... ceva mai e neobișnuit, e na, poate ceva nou. E ca cum pentru mine a fost chestia asta la tine. Clarisa nu vine la feia. <gântu> da. Păi eu nu înțeleg nici până am zis eu nu vin. Asta e insider, că e tot temă sau Că nu, nu tata organizează turneele, fie, da, da, da. da, Și Și nu vine soția lui. Mm. Dar nu vine că nu-i place. Nu-i place. Nu, e, nu, nu, nu prinește de la asta. Da, eu da nu nici la matineu la copchi nu-ți place de tăzi, duș. Ei, nu-ți place. duș <laughs> pentru copchilul tău acolo. A, păi și așa ești. Da, Arteoșor și Piring, ți-i pare că ea n-a să vină? A, tipa, da, și tipa, ei, cu Mihală sofer. Păi nu, dar până nu tata așa de Piring și se bate. Nu, e tu vezi cum a provocat și am încearcă să fac fața asta, tipa... Tu mi-ai obișnuit familia. Nu! tu m-ai provocat să-ți spun, eu n-am vrut, tu hai spun, spune! Dă-i, mă, dă Larisa, după ce ești asta, te rog frumos, să-i spui lui Roma, deși tu nu vii la feia. Larisa, după ce ești la asta, data viitoare îți vii la feia. Tata, știi tu să-i spui lui Roma că tu nu-ți super, că Larisa nu vine la feia. e mai... pe rând. Eu da? <laughs> Eu citesc mai <laughs> Imaginează-ți că în timp ce ești la o plimbare cu partenerul tău, acesta își întâlnește întâmplător fostul fost. Acum crezi că va reacționa partenerul tău și care vor fi acțiunile lui. Cum te vei simți tu în această situație? Nu noi am avut Nu, da, no, okay, da, e rașul e mic, eu de multe ori ne-am văzut fost, -o, dacă el vrea salute, salută, dacă nu nu salută. Adică eu nu ca și când mă trebuie să mă ascund de romă, of, nu, eu n-am spus. Suntem maturi. Mă am situație eram cu cu Adrian Trofim. Da. Și cu soția eram la terasă în centru și să la terasă, a, vorbim. Și eu intrat fost prieten al lui Gabi. Uh -huh. Și ei cumva, ei s-au mai tare ca noi.

suntem... Gen... Gen... Se duci de ce? Dar cum Blin, e că iarăși... e, vezi, e fix aceeași dimensiune. Dar cum să atinge așa temă? Și nu roade, tipa, nici tu gelozie, nici tu incomoditate. Cum să ajungi Dar pentru și gelozie, dacă asta? tu nu mai ai absolut nimic cu omul ăsta. Fiecare are un trecut. El are fostele lui. Eu am mm. foștii mei. Deși nu trebuie să fim geloși. Eu, din contră, pentru mine e ok să mă salut. Mm -hmm. Salut! Da. Și mai tine. Nu, pentru, pentru mine nu e tare case, mă dar pentru dânsa e case, mă. Eu n-am o problemă, <laughs> în sens că și el știe, el tot m-a întrebat. Bravo, în sens că ok, bine că poți, deci eu... Cata, s-a trecut, nu ca și când trăiești tot viața cu dân... Cata, am avut cândva ceva, s-a terminat, <laughs> mergem înainte, fiecare cu familia lui. E, emoțiile este din de admirație și îndrăgostire uh -huh. uh, în timp se transformă. Și ele devin niște emoții general umane. Fie de indiferență, fie de ură, fie de admirație, dar nu de dragoste, de admirație. Mm -hmm. um... Și cumva asta e atitudinea pe care tău o ai față de toți foști tăi, nu neapărat față de ultimul sau prin ultimul. Oricum trebuie să ai forță să lucrezi toată asta, tine. trebuie să-ți dai careva explicație pentru că nu, nu, nu deja bă, și mulți nu-ți discurc cu asta și se încălcească. Dar e vorba știi? de maturitate și e vorba de, iarăși, cum a spus Roma, depinde și ți-o lăsat uh -huh. omul ăsta, da? Și iarăși, dacă la tine în viață acum tot e bine trecut timp și de deși tu trebuie să mai trăiești cu emoțiile care cândva poate ți să făcut rău acolo, mm -hmm. dar gata o dată. Tu nu poți. Hai și în 20 de ani o să cu o ura sau cu supărarea care am avut-o. Din contră, mi atunci... pare că faptul că noi reacționăm cumva, tipa, de ești gelos, dar asta vorbește despre încă o conexiune acolo. Da. da. Asta e heroa. Îi gine când îi e... Da, așa doamne, mi mine la masă așa, care e problema? Că vieți că și. Eu, de exemplu, mă cunosc nu, foarte bine sigur... cu o fostă de la Roma cu care mă Eu sigur ne -o de Gabi, uh, evident că atunci când spui că ești sigur de partener, tu, tu oferi și în avans sigurant. Uh -huh. Tu nu poți și din nimic sigur niciodată. Uh -huh. Nici singur de tine. Tu nici pe tine nu te cunoști până la capăt și tu nu știi cum te să reacționezi când și, nu știu, cu dula la cap. Sau când toți și... Şi... Într-un context specific, da? Tu nu știi mm -hmm. cum te să reacționezi. Să Se stormă la cât de, de robust? Cumva... Soare, iar soare faci iar face reclamă, eu mă, eu... eu... văd cât susul când e... e. Dar nu e ok, vă ce spui robustul ăsta la băut în timpul emisiunii, că îi duci, îți încleie, faci bale. <laughs> ba, Roma! Mă sunt ca balu acum. <laughs> Roma. <laughs> Roac. <laughs> Roma Roma Roma. Oraș frumos. Roma. Uh, ideea era în felul următor că faptul că tu nu mai resimți, uh -huh. asta e și că poți liber să accepti asta vorbește despre de fapt libertate uh -huh. și nu invers. Uh -huh. Negare. negarea este despre încă te ține acolo, înțelegi? Uh -huh. Și tot restul atitudinile tale, Sunt deja atitudini generală umani față de un om um fie el că e femeie sau bărbat. Și față de unii, că noi am avut mai multe experiențe în viața noastră, față de unii, de exemplu, tu ai un fel de soi de... Îi vrei bine omul și Pur și simplu îi vrei bine. Uite, sincer îți vreau binele. Uh, față de altul tu poți să ai, nu știu, atitudine de... N-am nicio atitudine. Uh -huh. Dar față, nu știu, cineva deci, poți să ai gen, băi, eu n-am nică față de omul ăsta, dar pur omenește, pașul în nahoi. Uh -huh. Ia ca... este atitudine și tot. Și asta nu înseamnă că eu mai țin la tine de asta, eu vreau să te atamstesc, să na-na-na. Uh -huh. Nu, nici Nu. nimic i, -i tine. Prost am vrut să spun asta și Ok.

nu i, oh, drept. Găt, <laughs> nu -i drept. ce <laughs> Pur simplu e sinceritatea într-o relație. Eu ți-am ți mai spus și când și la Cristina am fost la mine, nu există într-o relație că păi cu soțul nu trebuie să vorbești orice, mm. sunt chestii care el nu trebuie să le știi. Nu, 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 nu există. Noi pentru și suntem bărbați și femeie. Că să vorbim doar atunci când e scris într-o carte, cum și când să vorbim. Nu, noi suntem... Da, dar nici nu se percep acum. Noi păstrăm intimitatea. Noi amândoi la baie, nu ne dușim. În sens mm -hmm. că nu ca și când unul face duș, a doilea face pipi pe unitate. De mm asta -hmm. nu se întâmplă, înțelegi? Mm -hmm. Noi păstrăm încă ea ca chestia asta, cu schimbatul, cu nimeni nu îmblă în uh, organismul gol și... <laughs> nu. No. Organismul gol. Tu eu am vrut să spun altfel, dar nu pot, pentru că această emisiune este sponsorizată de Robus. <laughs> Hai, să mai răspund la o întrebare și mă duc acasă. Când n da, Am Nu, răspunde la asta și apoi mai este una finală. Da? Ok. Ce activități sau hobby noi ați dori să explorați împreună? De ce nu ați făcut-o până acum? Vreau să călătorim mai mult, așteptăm unde să crească Casper și am plecat. Na, <laughs> da, pe bune? Da. da, vrem tare. Care e prima destinație? Uh, prima destinație, nu știu, să vedem, depinde de... Eu tare vreau în America, eu vreau Roma să vadă Japonia, vrem să ne ducem în Thailand, vrem să călătorim. Eu nu vreau să văd atâta orașe, cât eu vreau să văd Natura Ca natură. Da. Uh -huh. mm -hmm. eu am despre asta, că nu există nică mai, mai perfect și mai complex decât să vezi Noi seara dormim cu Discovery și National Geographic. Da, și cu Ivan îi place. E bune? Da, Roma, asta insectii, da. pasarini. Eu, eu vin, asta e ora de 11, cât eu mă pun? Știi, că trebuie să adorm cumva, înțelegi? Mm -hmm. Și asta o vreun documentar despre... Deși le au ce este <laughs> <și aștept, laughs> da. mm -hmm. asta? Ce? national geographic. Ce? eu Ce? Ce? YouTube, <laughs> acolo de Ce? Ce? ultima Ce? 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 Alo, de-am acolo A, tu ești jos acolo. Da, undeva. Și replica ei, știi care? Nu mai te rog, nu National Geographic. Zic, te ce ții? Nu-ți plac animalele? Cum, da acolo așa e frumos. Nu bine, pune. Și cam așa, noi nu uităm la emisiuni de este de genul Ariol de Ariaș, că care lumea călătorește. Noi chiar ne place asta. Și eu regret. Eu am fost în multe țări cu lucru, cu așa, dar anume că să să mă duc în vacanță, destul de puțin, știi? Așa. Plus... E... Da, mă tind că Gabi eu spus, sau cu cine din voi am vorbit că uh, cu îi place din voi să odihnească și cu îi place repede pe de -a. Tu, da? la... Mă că tu, da? nu eu. poți pasivă, Eu odihnă pasivă, iubesc. Am pasiv, da, da? eu, uh -huh. ca Cristina. Așa? Să mă prăjesc barbecue. Stoi spoți așa? Noi, mai că avem sfârșitul o călătorie de câteva zile în timp apropiat și ne ducem într-o componentă acolo am lărgită. Știți, gen, ok, ne ducem, stăm chill la un terasic. Și zic, mm. da, da, la un mici de fotbal ne ducem. Știi, da, la, nu! Da, la zonul parc ne ducem. Știi, știi? Știi, tipa, o Tot bizean ca vreau frumos. Asta Dar nu, dar cum, să te duci, nu no, ok. Nu no, ok, ajuns, te-ai cazat. Nu, no, lat, n-ai stat. Nu no, ai băut ceva, ai mâncat. au trecut două ceasuri, e grăit despre ceva și... Tipo, ши бе, ши суари, типа, ши реплика Лугаби, ши шест сварить сварит, как бы, асты... просто... <laughs> no? а ли... Виж... да. <laughs> 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 ну и пердим типу, хай свачим сева. А на кого себе парата заводи хнец? Ну? А сразу с компенсом, к тебе вазы сви, Компромисс, компромисс. Да. No, Корик, в один день че до Ты ж гата апарета, ну, че Acum, ultima? Asta la cameră spui. No. Hai, like, noi mai avem un întreb... avem... pentru ultima, da? Tu crezi că te a o relație ca tu cu Cristina sau cum, așa la cameră numai? Hai încă câte una, dar. Și apoi final întrebare. Și? Deci, care sunt treperile de bază după care vă conduceți sau v conduce în educarea și disciplinarea copiilor? Ce activități sau ritualuri zilnice vă ajută să vă mențineți conexiunea și intimitatea în relație? Asta e serioasă întrebare, vedeți. Nu, mai teaser la următorul podcast. <laughs> nu, ce e atât cu educarea copilor cu noi cromac nu trebuie să fim o echipă. Nu tata mm. e rău și mama e bună sau mama e rău și tata e rău și mama mm. ascunde de tata și e și făcut Avram. Nu. Um trebuie să... Cât tata, atât și mama trebuie să știe tot absolut ce se întâmplă cu copilul. Uh, și eu, oricum eu aș fi oași, haroșii și romanii, eu lecție cu plăhoi polițeiști, eu simt asta, dar, da, nu știu, mai adaugă tu ceva. Pe moi, moa, așa și trebuie ce să fie. Poți să adică <laughs> <laughs> Stai! Ce activități sau ritualuri gata. zilnice vă ajută să vă mențineți conexiunea și intimitatea în relație? ne trezim, stăm în cap patru ore, după care mâncăm din două linguri de aur. Fierbim patru ouă într-o zamă în care ofert un bivol. Romă, hai, e serios zi!

asta. Și cu tine. Tot Dacă partenerul tău se confruntă cu o bală gravă sau o stare emoțională dificilă, cum crezi că și-ar dori să fie abordat și cum îl vei ajuta să depășească această perioadă? Cine a scris întrebarea asta este întrebare tâmpită. Adică atât timp cât noi suntem vii, uh -huh. empatia e față de orșine, ți-i de, nu știu, de un gâză, dar n-ați... Eu cred că e de prisos întrebarea asta. E clar că ești alături. Tu aleator. poți să nu răspunzi la dânsa, adică... Dar nu, că atunci atunci pare ignorant. Dar nu vreau să pare Poți mai mă iei una, dacă vrei. Da, mai bine ia una. <laughs> <laughs> eu să grabesc, eu... ești știu cum să-l de <laughs> Deși ziua mea, care a început atât de frumos, nu îți termină cu tine, spune-te, rog eu frumos. Asta a fost bună. Imaginează-ți că la început de relație, partenera îți spune că nu poate avea relații sexuale până la căsătorie. Cum ai reacționa? Ai continuat relația sau nu? Ar fi asta o cauză să faci cererea în căsătorie mai devreme? vorbește despre cât de important este aspectul sexual în relația până la căsătorie. Voi le <grijos> nu le-ați descărcat. <grijos> <grijos> și nici la asta nu vrei să răspund. Da da nu că nici și niște traducători în <grijos> minți, să spună. Ultima întrebare răspund eu. Cât e de important? E, deci prima întrebare, eu pe rând. Tu știi Ai, eu tac. Relații sexuale până la căsătorie. El nu vrea și ce-i face. E N-am trecut prin asta, nu știu. În sens că, da, iarăși, eu nu se. Să... Pare că e în general. Vedem, tu Toi scris <grijin> <grijin> Special pentru... Ai continuat relația sau nu? Eu, eu toate care le-am scris mă gândim la tine. Ia ca-ți promit să că... Ia ca promit și ai continuat relația sau nu? La următoare căsătorie îți promit că te anunț. <grijin> <grijin> Ar fi asta o cauză să faci în mai devreme. Tot noi continuăm să o scrii. Vorbește despre cât de important este aspectul sexual în relația până la căsătorie. Băi, în general eu consider că relația atât moral, spirituală, cât și relația fizică dintre un bărbat și o femeie, un soț și o soție sunt la fel de importante. Nu există că e, Ida și nu există. Sunt o serie de componente care vrem noi sau nu vrem Contează. Uh -huh. Și când noi spunem că vrem calitatea timpului, timpul include tet. Dar tu, de exemplu, ca să ai o viață sexuală normală, tu n poți să o ai până când tu n să ai mintea limpede, înțelegi? Dar asta, iarăși, derivă din dator, n-ai mintea limpede pentru că bă, ai niște responsabilități uh -huh. sau niște cozi sau așa mai departe. Um, contează fiecare centimetru în sine. Ia ce prostie am spus. <laughs> Asta să scoți din podcast acum, ca să iasă, că... <laughs> <laughs> da. <laughs> Cât tu e pus nu, eu, eu, eu să înțeleg că pasute să rezumă tot la faptul că jonglez cu tot asta, adică da. tot e imperfect, și trebuie de jonglat cu asta și de construit o relație. Perfect. Femeia mea e perfectă, de exemplu. <laughs> eu, <laughs> eu... Bun, ladna, bun, bun. bun. Tu ai vrut să spui înțeleg... că femeia mea nu e perfectă? <laughs> <laughs> nu, nu, nu. Ea <laughs> <Ia> pravilă <laughs> te a <laughs> pune. <apunil. Du -te. laughs> La Dar știi mon... raționalizarea asta? Cu eu corect am înțeles că... Da, 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 da. Vai, eu când, iau, când aud unul de ăsta zic hai pe ani, vedea. Roma, eu corect am înțeles că tu te grăbești și vrei să încheiem filmările? Tu, corect, dar târziu ai înțeles asta, da? Corectă. Păi mi-i ea una la oră, la timp. Hai să trecem la ultima întrebare. Vișa? Nu are el întrebări, vezi că el s-a acolo. Da, vreau anume întrebarea despre, uite, imaginați-vă un cuplu tânăr care ce taie că ei sunt împreună, leacă și se gândesc să facă o familie și să facă o nuntă și să intră în casnicie. Și sfaturi voi ați da tinerilor ăștia, reieșând din experiența voastră. Lași să atragă atenție, lași să atragă și să, să bagem și să nu se bagem. Luând în calcul că sunt multe divorțuri. <laughs> în primul rând că uneori femeile au prea mari așteptări Uh, și în genere femeile, că noi cu Roma vorbim foarte des, că cumva se așteaptă că bărbatul tot trebuie să facă și de trebuie și foarte mulți bani și foarte mult timp liber, și multe cadouri, și -o mașină scumpă, și casă mare, tot deodată. Uh, nimeni, uh, femeile, nu vorbesc acum de bărbați, nu vor să aștepte. Și nu vor să... Eu, și el puțin, eu observ... Nu vor să construiască. Să construiască. Trebuie timp. Uh, eu, uh, sau în genere, relația noastră cu Roma, Uh, noi am pornit cumva și pornim de la Na, și aveți, de la și avem uh. eu nu ne-am găsit un bărbat de 40 sau de 50 de ani de vârstă la tata meu care are tăt. eu nu m-aș simți bine uh -huh. lângă așa un bărbat eu m-aș simți inferioară, dar atunci când eu știu că eu am crescut împreună, alături de bărbatul ăsta, da, Roma câștigă mai mult, Roma lucrează mai mult dar um, cumva este meritul la amândoi Absolut, pentru că eu compensez tot uh -huh eu îi dau lui libertatea asta și înțelegerea asta și liniștea asta, crom, ok, uite te acasă, eu tot sunt sub control, tu duci și lucrează. Uh -huh. Tot ok, eu, eu as pot. Eu as am grijă, tot ce și legat de copil, casă, eu pot. Pe urmă, când o să fii la tine o să apar mai mult timp liber, ai să ne dedici și nouă. Și asta și problema foarte mare, că te-ți vor tăt și deodată. Uh -huh. Nu există așa ceva. Sunt niște sacrificii și cu siguranță noi, eu sper de doamne, peste un an, Sfie. Dar eu știu că asta o să urmeze mulți ani. Așa au fost la părinții lui Roma, așa au fost la părinții și, mei. Și, nu ca și când noi suntem happy cu asta. Ca să nu înțelegeți da, greșit. Da, nu ca și când... Nu ca și când Roma nu petrece timp cu noi și noi așa... Am, nu, noi n-am ales. De fapt, noi am ales am cedat ceva în speranța să câștigăm altceva. Uh -huh. Da, aici ai e de... ideea da, este vreun semn, vreun red flag, vreo o, situație care ar spune că ceta așteptările sau planul nu merge cum trebuie și este un plan B sau nu? Sau e pus pe contat? Cred că e pus pe e cont, pus cont, cont tăt. Tăt, Tătă, tăt, da. 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 Da, eu am slugat pe chestii, nu ne-am gândit, noi am grijă despre asta. Uh -huh. Nu no, ok, nu e ca nu să zicem că n-a spernească. Uh -huh. no, nu, eu vreau bă, nu-s prost. Eu pot să mă duc să mă angajez mâine în multe companii uh -huh. și să am un salariu вообще достойn. Mai mult decât un fac în unele luni eu aici la mine la <laughs> pseudo-business-ul ăsta, înțelegi? Noi noi ne pierdem. Noi trebuie să înțelegem asta. Noi deja, și deja, având în vedere ceea ce noi avem, ceea ce și eu am reușit să construiesc în ultima perioadă, îmi faci să cred că noi avem toate șansele să ne, ne trebuie, da? să, să îndeplinim sarcinile care ne le-am pus. E că hai să rezumăm tot ce am auzit eu de la voi. Deci voi comunicați mult, voi vă dați mult spațiu. Dar care e sensul de a fi împreună în așa caz? De ce sunteți împreună când aveți așa de multe libertăți? Pentru că libertățile astea să extind până în extreme în care e foarte finuță diferența între a fi împreună cu așa libertate și a fi aparte, separat. Da? Adică, în cazul dat, voi, eu să înțeleg că din partea voastră ar fi cum un răspuns, că pentru că deja avem copilul altă dar nu dacă... Nu e adevărat, nu. Nu? nu. Pentru că pe lângă forma asta de conviețuire despre care ai menționat tu mm -hmm. acum, mm -hmm. între noi stă un sentiment adevărat și sănătos. Noi chiar ne iubim, eu chiar o iubesc și cred că și ea mă iubește, cred că. nu sigur, dar... uh, uh, Între noi stă un sentiment adevărat. Și asta este motorul, de fapt, inima. Iar organismul pe care noi l-am construit așa încât inima asta să trăiască, să simtă bine, l-am construit așa cum am simțit Da, noi. și așa e formula noastră să... perfecte. Nu ca și când așa e corect sau toți trebuie să fac așa. Nu, așa e la noi și la noi asta funcționează. De această notă romantică, din acest pahar, dar nu v-am spus și tableți, fiți atent. Limfo, am știut să afli de și suferi. <laughs> Nu să miele. Da, da, nu să dori. Nu, nu, brat, nu să dori. Și-o brat, limfo mi o sot. Mulțumesc mult, gata, ați aflat Mulțumesc mult că ați venit Ție -ți mulțumesc pentru invitație Și ți -i mulțumesc pentru răbdare Totuși, mersi că ai venit după anul noi aici Mulțumesc Ție -ți mulțumim, Vadim, am primit o plăcere e plecat în câmpul de, Să mă întâlnesc cu tot ce e